Microphone muted. Salutare, tovarăși! Bine ați venit! Da, bine ați venit la stream-ul de vineri! De World of Tanks și Valor a uitat TeamSpeak-ul de asta. Microphone muted, zice TeamSpeak-ul. Nu e adevărat! E o minciună! Da, TeamSpeak nu mai trebuie să fie pornit. Toate că ar trebui să dau un anunț la trădător să vină la stream, dar dacă nu vor să vină, vor să vină. Salutare, puta! Bine ai venit la stream, din nou! Vă plăcă muzica? Luca Turiri, unul dintre puținele formații ale cărei melodii, sau majoritatea melodiilor, încă după atâția ani de ascultat în continuu, încă nu mă plictisez, nu mă doare capul când ascult, nu mă deja termină. Sunt melodiile simpliste pentru care pe mine, dacă le-am ascultat prea multe ori, numai că nu mai îmi plac, deja încep să mă doare capul. Am mai auzit asta, e repetitiv. Simplist, nimic rău. Melodiile lui Muzac, lui sau ale celor de la Luca Turilli, foarte interesante, plac mult. Bun, dar pentru că aveam Luca Turilli pornit și a rămas în cap, să-mi pun eu muzică privată de Luca Turilli, voi nu meritați. Că după aia YouTube-ul și așa ne-o tăia din video. Oh, video-ul ăsta nu e nu e acceptabil pentru publicitate. Nu mai primești bani de aia, dar noi să punem publicitatea aia, că dă, noi suntem noi. Unde ești? Control F, Luca, între timp. Timenhart, sper că s-aude bine. Trebuie să aude bine, dacă mergi, dacă nu e nimic pe ecran. Am ajuns acolo un pic de alerte, am pus să vadă și alertele. Complicată situația. Order. Repeat playlist. Bun, mai avem un pic și terminăm de porcăria care este sus de 22-34. 5.000. Activăm boosturile și o să dăm până terminăm cu el. Am dat duble azi mai devreme, mult mai devreme. Toate că nu trebuiam. Tot acolo e. Tot acolo e. Am rămas fără... Ce? Am rămas fără boost-ul la experiență de echipaj. Trist. Foarte trist. Dar asta este. Am dat mai devreme câteva ture, că era Warpig online. N-am mai dat de mult cu Warpig. Și înțeles că am dat cu Warpig și am început să prind noți proștii de lume. Sunt pe serverul 1, în cazul că unii din voi încearcă să facă stream sniper sau poate să aibă șansă să mă prindem bătălie cu ei. Poate merge. Dacă încercați destul de des și vă sincronizați cum trebuie, poate aveți noroc. Fjords din partea la altă cu TTM. Fără artilerie. Pot face chestii? Voi încinaiță. Să puteam face chestii dacă nu prindeam eu butonul până altă parte. Buuu! Foarte buuu. Acum nu pot să dau alt tab, repede să-mi pun înapoi chat-ul să-l văd. Adică eu văd chat-ul prin fereastră, nu-l vezi, dar am... O fereastră separat de cea de la Twitch, ca să... Mare parte, ca să pot să banez pe oricine am eu chef în... rapid. Ah, Jesus Christ, unde sunt toate? Ok, ne blocăm în casa aia, nu contează. Le-am boxează, așa, așa, acum dăm click pe mouse. Sau ne urcăm pe casa aia. Serios, T49 e acolo și nimeni nu l-a omorât, încă. Come on, dați-n el, rupeți-i pâșul. Dați, hai că se poate. Nu scapă, nu lăsa să scape. Gata. Bun, așa. O să-mi part cu fișul cu vafă întregără. Nenea mea X, ai prieten? E singur? Da, grill cu tunul mare e bun. Am și uitat că aveam grill-ul, trebuie să dau. Acum e bine, o să dau o dublă cu voi să-mi vezi grill-ul. Grill-ul cu tunul mare e foarte bun. Bun. Dar după 13.90 T10, ce pula mea cauzi tu aici? Ești heavy tank, nu ești de dat. Ăla. Ha-ha. Și ne-a și văzut, a? Trist, foarte trist, dar n-are cine să tragă mea. Ce de turnuz aici? I-am luat șenila? Nu, i-am făcut ce modul întâi. Tare că o să iau șenila când nu-i vede cu tăia.
Bun, ala... Încearcă el ceva. Și noi atacăm pe aici. Atacăm pilotul contra T-32, Concordul și E-4, da, atacăm o... O laie de carne. Hei, du-te la atac. Du-te la atac. Na, eu stă la sniping în continuare. Am o tendință să mă duc eu pe aici frumos, să ies, facem un tur așa, da? Cu toate că n-am depresie de așa ceva, dar dacă nu e cine. Salutare! Warpigule, bine vin la stream. Warpig în deghizare! Sau? Sau? Am uitat cuvântul pentru asta, un impostor, așa! Care vrea să dea drept Warpigul, dar nu este într-adevăr. În realitate, mă. Hello... Pula. Hello, pula. Am luat? Am luat. Poate. Nu știu ce am luat, dar nu-i bine. Dacă controlul e... Undercover, da. Așa o fi. Față-spate. Aveam un test... Încă putem să câștigăm, avem un avantaj numeric. Au. Iubi, ai trebuit să fie asta și bine. Îndrăznești? Și uite așa japa lor a bătaie de la un T-32. Te fac eu ăla? Conqueror-ul. Ah, n-am, să dau în el. Nu, să-mi luăm în gură cu Conqueror care are tu numic. Ok. 247 damage, tu nimic. Pare că ai nu știu deștept, ți-o rupă aia acolo și acum s-a întors în partea asta. Dintr-o dată, superioritate numerică! Ai văzut video? Bravo, e așa. 2 minute ți-ai pus din timp. Cupolă, da, bine, n-am avut noroc să-mi trasul la cupolă la Conqueror, eu. Alții iau pe cupolele mele când sunt Conqueror. Ok. E-4. Sau zici cu polele mele. Nu că ar putea. Trebuie să tragă cu polul, dar nu. Tu nu-i prea jos în hull, tu nu-i prea într-o parte, cu polele spre sus. Și chiar când mă retrag, poate să-mi dea cu care. Nu încearcă să urce. Și eu n-am bolovanul în față, ok? Hai te 10, hai. Încă putem să pierdem meciul ăsta, dar nu dacă vin toți să dea. Uite-l, așa, mai, nu. Așa, perfect. T-10 l-a găsit, ce curaj. Uite dracu e acolo. Am găsit el curaj deja, hai că vin. Ai, e mai jos decât mă așteptam eu să fie. Aia era problema. Vin T-10, vin. Era târziu, dar n-a venit. T-62 care vin la noi în bază, a? Probabil. A, sau fuge înapoi. Dacă aș fi în locul lui, aș fugi în jos, dar... Dacă... A, da. Cum am zis, n-am noroc cu ăsta la tras, la nimic, la precizie. Așa că prefer să dau unde ar avea șanse mai mari. Am sperat că dacă mă dau un pic în față, am timp să dau repede pure la turnul în jos și după aia să mă retrag. Așa că am dat cât de turnul de repede în față, am tras un pic în speranța că să dă turnul destul de jos fără să stau să verific dacă chiar s-a dat turnul în jos. Ha, ce până acolo? Că poate unii oameni chiar gândesc ca mine. Unor bine, alteori prost. Și după aia am încercat să mă trag repede în spate în porcăria asta care n-are viteză de mașină. Dar am făcut și noi damage acolo, se simte. Da, stai să vezi, să vadă pe taha videoul în care Viorelo zice bagă gold. Să facem bounce acum, suntem atenți. E mort. Hai să aruncăm poitul mare, poate. Nu, atâta e motorul meu.
Lasă-mi să-l înnec. Han! Stârna bătân. Da, mă, dacă AV4, că AV4 are cu pola mare față de Conqueror. Bătălie de masă, 4-4. Da, nu mai am Conqueror să vă arăt. Dar da, AV4. M-ați văzut doar. Vinerea trecută eram cu FV-ul și mă încercam să nimeresc, să penetrez cu pola unui cave, unui Conqueror. Și el îmi deam cu pola mea de FV, eu nu-i nimeream deloc cu pola lui de Conqueror. Și ăla era cu FV-ul, care teoretic e precis. Fac semne de ghilimele cu degetele pe care nu vreau vedeți, dar da. Teoretic, între ghilimele, e precis. Și nu se ducea deloc bine și nu intra deloc. Dacă nu nimerești fereatra aia la cupolă, cupolă la Conqueror e relativ bună. Dacă avea 4, nu la fel de bună. Ok, continuăm cu tier 10. Sunt multe, doar 3. Grill! Da, ce că vedeți voi! Sunt jos din inerție? Da, eu nu. Eu vroiam să meargă inerția solară. Mersi, Ferdinand. Cum de treabă, Ferdinand? Vezi? Am văzut că eu sunt superiorul în tier 9. Tate, că ce nu știe el, că superiorul este cam de căcat. Vehiculul mă refer, nu eu, eu sunt geniu! Și modest. Ok. Nu cred că m-am văzut ăla, dar mai știu. Face că TVP-ul. Oh, e un E75 cu lateral la mine. Să stau eu să dea mine. mai în față, mai în față, mai în față, că avem... Avem Benoit, și poate mai prindem pe cineva. Și ne-am pus aici ca să ne dăm dreapta repede și în față. Ca să ne ascundem... Până am ajuns și eu aici, deja au trecut toți care vreau să treacă. Deci, nu cred că mai contează. Scuri. Ok, hai să ne luăm bucăți de la revolver. Place că Victoria se duce în față. Eu! Victoria! Juca Divinity, Original Sin, și era acolo unul ca cea... Foarte pasionat, striga VICTORIA! De fapt, trebuie să am și un pic loc. În momentul în care o să dau un ăsta, să mă retrag repede dreapta. Și pentru că marșalierul meu e de căcat. Pentru că marșalierul meu e de căcat. Bă, dar trebuia să-l împingi. Pentru că marșalierul meu e de căcat. Nu s-a întâi de... Au. Pizda, măsii, serios, e sus. N-am reacționat la fel de repede pe cât eram, că nu știam de unde trage. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă! Ține-l pe ăla în viață, hai terminăm cu Skoda Pizdi, care cum am încarcă. Pizda, măsii, jocule! A nimerit casa dreaptă! Help! Aia poate asta nu realizează că-s... A nimerit casa și degeaba. Ia, ia, ia. E... Opa! M-a întors ăsta. De ce mă împinge din partea altă? Nu știu. E zi drept! Am dat în el și... Ho-ho-ho! Escaladez! Hai, trenen, mă! Și ăla mă împinge din spate, știi, că sigur rezolvă problema. Dacă era să cad, cădeam peste cap, știi? Trebuia să mă împingă din față. Putem să dăm cu vap între gru acum. A cărui echipaj e pe goz. Încă mă doare capul la cât de stupid am fost să cred. Oh, are numai trollul. O vreme am crezut că are numai trollul. Nu pot să trec pe altul decât pe troll trebuie să stau cu el. Ne, 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 are tunul normal de borș. Nu trebuie să stai cu trollul toată ziua, chiar dacă merge, nu merge. Salutare la vrâsul, bine ai venit și tu la stream, nu-ți mergea chat-ul. Zi-l-o banat, ți-o banat chat-ul la muncă. Ai venit acum, 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 ai prins parcurul meu stupid cu 100. 122.64, 122 cu TDU, oh, era clădirea înaltă și frumoasă și la 90 de grade și am dat în ea și
Mai aveam un pic și ajungeam pe acoperiș, dar n-am ajuns și a căzut pe lateral. Și n-a putut să mai mișcă. Bineînțeles, șenina mea de dreapta n-atinge pământul, știi? Nea, 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 nea. Nu costă, eram cu 122 de ani. Nea, nea, nea. Nu m-am uitat pe Facebook. Fake full screen window setat în Divinity. Ce înseamnă asta? Dar dacă l-ai pus acolo, o să le citesc. Hai pe repede! Hai Porsche, hai! Porsche, mă scuze, Vaf întregă! Mult superior la Porsche. Cu toate că n-are trollul să fie la fel de distractiv, dar mult superior la Porsche. Iar s-a dus prea mulți idios pe acolo. Net scouts, hă? Unde este? N-aveam depresie, l-am pus prea prost. Am văzut că se ridica ținta sus. De ce se ridică ținta sus? Ah, de aia zi. Place că m-a văzut ăla de acolo. Aia mă. Tivați binoclu! Trebuia să lasă vine mai mult ca să n-aibă timp să le tragă. Ținte mai acolo, proiectilul s-o duce acolo. Precizie! În cazul că e acolo și cumva nu-l văd eu pe magie. Trebuia să lasă vină, dar... Ăla-i Type 5 Heavy-ul? Ăla e Type 10. Ăla e mijloc? Cât idiot poți să fii să te duci în mijloc? Adică e blindat în față, dacă te vine cineva cu lateralul în special, eu... Îl rup, dar nu, e sus, e în mijloc. Bravo lui. Problema e, bineînțeles, că eu sunt singurul tier nou pe partea asta, că e 300 și fragment acolo. Ok, unde ne punem noi ca să prindem pe ăștia? Aici. Nu. Aici nu, aici. Ideea e că, bineînțeles, dacă stăm prea în stânga, ne vede Type 5 și nu mai fâșul. Aș putea să vin să mă duc eu la atac, să mor ca prostul, dar nu, dacă idioții nu vor să miște, nu mă duc nicio. Ne, 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 ne. 5 ai noștri acolo s-au prins de 3 de aerori. Uuu, Skoda. Unde-a fugit? A fost Skoda. Rupel. Rupel, rupel, hai că vin și eu, dar rupel tu. Bun. Imediații, dacă vreau să câștigi, vreau să stea pe stea, că dar idiot. Probabil nu vor să câștigi așa. Revoluționarul, serios, pizda băi. Ați că vezi tu. Ce? 471 damage, bă? Din 560. Oh, vrei să dai cu 100 mai puțin? Te rezolvăm noi? Spre ăla, uită la mine. Este 60, medie! Damage-ul pe care l-am de obicei, nu 400! 71, ho-ho-ho! Da, ia să ne uităm acolo, am dat 601 damage pe Type Heavy, 50 mai mult decât damage-ul mediu, decât media mea de damage. Dacă 100 mai puțin decât media mea de damage, uite pe care ai tras bashar-le. Destul de cu stratezi eu unul. Hai, hai pe el, hai pe el! S-a panicat. E mort. Ăla fuge, abia așa a rămas fără muniție. De tot m-a nimerit pe ăla, acceptabil, I'll take it. Dar avem totuși grijă, Type 5 Heavy au avut timp să ducă cu notul în vale. Și
nu știu, ai, nu știu, au avut timp să moară. No, știm cine așteaptă acolo sus. Gozuri. Bă, noi ne așteaptă gozuri în spate. Când trebuie să se ducă, prost să duce bine. Ah, stăm pe steag, în captură. Vine ăla, a? Să vină, mă, să vină. Pe aceea tot vrea să dea semne. Problema e că o să vină revoluționarul în față, să poată să mă vadă de aici. Hai, pe aceea, tine. Agresiv? 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 Da, să ce pattern-ul peste el. De timp eu schimb poziția, în caz că o să vină revoluționarul acolo. Și să trebuie să-ți dau în partea la altă, acolo, da? Pattern-ule, ai fost un noob. Mare, mare noob. Mă gândesc că ăștia zic cu un batch atât aproape mort. Și mă gândesc că ar fi n-am nicio șansă contra ăla. L-aș nimeri eu. Crap. Eram pe fără. Am uitat de gozul ăsta repede. Nena gozu. Ce dracu eu moare? Vai de pula mea. Al meci pierdut că retați. Pfaa, am trat și prost. Ăștia n-au fost tare. Să termine cu bad chat-ul. Să ține stânga. Măcar bă, dacă proștii noștri care s-au dus în vale mureau, să puneau unul în altul, făceau un zid să nu mai treacă aia de el, măcar atât făceau mai multă treabă decât o făcut acum. Da, să strică la primul dan. Damage, primul loc. Hai să ne uităm la ea. Oh, uite-te la el. A făcut și el 500 damage. Retardă, pizdi. Ah, uite. 47% rații de victorie. Ah, uite, 0 damage pe E3. Se vede că ai 45% rația de victorie în 15.000 de bătălii. Se vede, mă, dar se vede, se vede. Încă una, încă una. Scăpăm de tine. Na-na. Bun, continuăm. La divers ar putea să fie stream-ul mai scurt, cam obosit. Mă depinde și cât de mult cooperează WOT-ul. Dacă continuă să-mi dea retardați din ăștia ta, o să fie scurt. 2 ore, cam așa. Măcar booster-i stragi în den. Dacă merge bine, poate face mai bun. Nu cred. Dar vedem. Da, acum am Himmelsdorf. De ce să nu vine la ultima bătălie la... Să fie pe Himmelsdorf, unde pot să fac treabă eu cu 120... Nu pot să fac treabă cu 122-54, pentru că e o porcărie. Ce am putea noi să facem acum agresiv? Să mergem pe steag. Nu că ne-a ajutat foarte mult, mergem pe steag, dar mergem pe steag. Facem mai mult XP dacă facem cap. Și vine să-i facem pe ei să vină. Nu, degeaba. Problema nu e că... Oh. Nu pot să țin colțul, problema e că nu pot să țin nimic. Nu că este de și gata, nu pot să stau în poziții, în situații suspecte unde poate să mă planchez repede. Da. 44 pe... Nu, eu pe că trage, cu turnul ăla trage mai încet decât SU-150 lei. Care are aceleași turnul și trage mai repede cu ea. Dar, ce mare pantă, un pic mai bună. E un pic mai mobil. Dar... La precizia aia, și dacă nimerești 8 și 9 o să ai probleme. Vorbim de precizie de căcat. Sunt numai o cu artilere aici. Nu știu, treacă mea. Excelent. Și am zis că nu mă duc peste aia. Dacă nu mă duc eu pe scad, peste aia e scola mea. Cine? Cine? Că n-ai cu cine. 5-5, mă. Revoluție.
Dacă nu eu, cine? Au artilerie, au artilerie. Pe mine? What the fuck? Waffenträger. Ai făcut bounce pe mine? Și după aia ești invizibil. În câmp deschis, mult, cu mult în raza mea vizuală, e invizibil. Pizda mătii de joc, serios. Vezi că mă termină un tiro cu ajutorul unui... Bă, dacă chiar așa prost trage, o problemă? Dar era invizibil, până n-a tras era invizibil. Noroc, e mult mai imprecis decât mine. În cazul că e buff întregul acolo, nu că nu aș fi nimerit dacă era acolo. Deci, camuflajul ăsta merge cum are el chef. Că TD-ul este invizibil în câmp deschis. Ăla să vină în stânga? Am dat semne că vrea să vină în stânga. De ok. Sincer, prefer să-mi iau în gură cu revoluționarul. Dar nu cred că mai apucă bine T-44-le. Deși n-apuc să-l omor, n-am rată de foc destul de mare, n-am damage destul de mare, n-am precis destul de bună. Să ne grăbim cu primul shot totuși. T-44. Așteaptă revoluționarul să vină T-44 pe mine. The fuck, ce m-a văzut? M-a văzut curul? Ceva? Aș cam vrea să dau un ăla cu ocazia asta. Tier 9. Unde drag e, unde se duce? E 44 cu aia explosiv. Ah, dezamăgitor. Rum. Și da, trebuie să înjur, nu mă simt bine dacă nu înjur. Că merită înjurați la cât de prost a jucat. Poate trebuia să dăm pe serverul 2. Am zis, nu, facem diferit, dăm pe serverul 1. Adică dacă nu merge bătălia asta, schimb repede pe serverul 2. Pizda, bă, si 45% rate de victorie în tier 9. The fuck? Știu că sunt din ce în ce mai mulți idioți în jocul ăsta, dar dau încolo de treabă. Că ajung și ei în sfârșit după 6 ani la tier 9 și 10. Dau încolo de treabă. 45% rate de victorie, cât de prost poți să fii? Bun. Doua top tier. Păcate, suntem buff întregă și... Dar pot să fiu invizibil atât încât nu trag. Dacă trag, am stricat invizibilitatea. Deci, hai să vedem cine are mai mulți idioți în echipă, noi sau ei. La norocul meu, probabil ei, că... Mi-am consumat tot norocul cu picul azi de mai devreme. Brum, 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 brum. Stânga, dreapta, 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 dreapta. Și putea să mă duc în stânga, dar stânga e când deschis. În dreapta pot teoretic să mă ascund după clădire, așa, repede. Hai mă, defenderule, fiți aropeu de râs, că nici că conduci nici. Toți proștii. Toți proștii la mine în echipă. Pot să fac ceva de aici? Cum ar fi? Se poate, poate? Vedem un curajos, un sinucigaș? Ha? Dau un foc în cazul că trece cineva pe acolo în momentul ăla. Da, și fug camuflajul cu ocazia asta, dar... Cozul e acolo... Cineva o să-mi drăznească pe aici. Conqueror e pe stânga al nostru. Conqueror lor e acolo. VZ... mă gândesc eu că nu vine nimeni pe aici. Deocamdată, și vezi că după ce plec eu îmi sare în spate. E și aia o posibilitate. Trebuia, dacă o chestie de la XVM care aș vrea eu să o am înapoi, zoom-ul ăla mai mare. Unde vreau să mă duc ca să pot strag în aia?
din fundul grădinii. Exact. Da, voi mi-am consumat norocul cu voi și de aia. Skill-ul lui Viorel, adică gold-ul lui Viorel, da, poate. Să butuc agresiv. Va, pentru regulă că n-am dat ales. Alternativ, o să ies în stânga aici, să dau un trebuie și pe acolo. Hello. Nenea Love, cu ce ocazie pe aici? Cu ocazia că mă distrage mie atenția și cum. Sau... Gozu? Vine Gozu? Bineînțeles că nu s-a dus cum trebuie. Ce e aia să ducă cum trebuie? Mi se pare că ne luptăm la drumul ăsta. Drumul ăsta nu vede până în capăt. Fiți de mă-ți. Fiți de mă-ți, într-adevăr. Hello! Sunt eu. Bineînțeles că m-a văzut de acolo. Am tras, nu? Cum să nu mă vadă. Și bineînțeles că ne întoarcem înapoi acum. O prins curaj. Ne. Iar pierdem. Hai nu știu să-mi ghesui toți pe idioții ăia acolo și... Sunt mai mulți și în loc să câștige pentru că sunt mai mulți, pierd că sunt mai mulți. Să-mi împiedic unul de altul. Hello, T34. Cu ce ocazie? Pe la noi? Tu știi că... Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Pista măsii de gold spammer noob care este. De mă știi că-mi cota cu gold spammer de data asta. Mă enervează că idiotul cu căcatul ăla de T34 m-a nimerit în mers. Când are ținta enormă, shaming time-ul enorm. Dar de mers, el poate să-i merească tot. Că de ce nu? La fel ca T-54 ăsta. Ăștia nimerez de mers tot, mă. Se plecă... Vezeule, te-am văzut. Mhm. Asta vine pe mine? IS-3-ule! Oh. Da! Fac mai mult... Da, nu, am făcut low damage, că am 560. De ce să nu fac low damage, să las pe ăla cu un HP, mă? Pizda mătii de joc. Salutare, Robert, bine ai venit la înjurile de vineri. Deci îi fac mai puțin damage ca să las un HP, că de ce nu? Hai să vedem cine a fost idiot în echipa noastră de data asta. Pentru că orice reguli stupide avea Wargaming împotriva shaming-ului, idioții ăștia trebuie să fie făcuți de rușine. PV4202, tier 8. Da, hai să iau bule. Cardul lui mama, te-mi cumpăr tank. L-ați văzut aici, tier 8, 41.000, 41% rate de victorie, 350 de victorie. Știți că zicea să plângeau oamenii că nu sunt idioți care cumpără tankul premium din start și joacă numai cu ele? Ia uite-l! Fără să joace la tier 1 deloc? Nu! Ia uite-l, capab de vers. A dat 113 bătălii cu M2, a ajuns până la tier 3 american și a zis, da, îmi iau eu tier 8, eu știu mai bine ce care treabă aici. Hai să vedem revolverul nostru. Altul. 43. El dă cu T-34. Păi, ai un vehicul la care ești mai bun? Oh, 6 bătării ai 6. La 200 de bătării, uite, cu 85 ocazional câștigi și tu, ajuți echipa. Hai, e pula mea. Locul de la damage. Da,
Dați-mi un moment, tovarăș, schimbă pe serverul 2, că nu... No! Prea mulți retarzi de căcat care habar n-au să trece menta. Și menta este trebuie să opresc în vizualul la joc, ca să nu vedeți voi parola, nu palora. Și Doamne Dumnezeu, ce început? Ce început? Ce retarzi, ce imbecil. Asta întrebe, așa întrebe, că am pus și stream, am hotărât să fac stream vineri seara. Să te duci doi înapoi. Ești un căcat. 46 de stănațe de cu peste. Slab. 219. 102 de free XP. Refuz să dau free XP pe căcatul ăsta. Refuz? Dar dracu, chiar dacă mă fac ream la primul amic care văd și sunt pe ultimul loc, 100 de XP tot o să fac, nu? Nu? Am premiu, măcar. Altceva nu mai contează, gata, am scăpat de el, yeeey! Ai, plan de porcărie de vehicul și idios de jucători. Și retardați de game developer. Când faci un joc pentru proști, cum să nu te cum să te surprinde că vin proști din joc? Știm în partea asta, poate putem să tragem și noi eventual, se încarcă jocul odată. Neoptimizarea asta care după 7 ani e mai șubredă decât era la început. Oh, păi hai, avem un engine vechi, hai să facem un joc neoptimizat. Și după aia 7 ani mai târziu, folosind engine-ul ăla antic, hai să fundem texturi HD. Sigur o să meargă, nu o să crapeste jocul de la cusător? No. Probabil de asta n-au băgat alte hărți. A, texturi putem să le facem, că nu se uită nimeni la ele și îndepărtare sunt texturile normale, știi? O să băgăm hărți noi, bă, jocul ăsta nu mai poate. Hărți noi, gata. Au băgat și harta aia nouă de 30x30 și nimeni nu vede că nimeni nu prea joacă tier 10 și aia care joacă tier 10 nu o prind deloc. Deci, da. Ce mici, nu avem hartă nouă. Îmi place puțin asta de loc, poate să vină acolo. Niciodată să nu urcați pe unde urca pe ăsta. Pentru că te vede. Ce leo, nu. Carnivorul. Am tras-o prost, dar s-a dus bine. Dar pe mine nu m-a văzut, m-a văzut pe bou ăsta. Că el e patriot! Patriotul l-a rezolvat. Unde te duci tu? Pic mai așa. Și da, e ăla pe steag. Mi se rupe de rău. Acolo se termine, serios. Da. L-aș da anti-49, dar love-ul ăsta mi-e periculos. Love-ul ăsta incite niște pe-ai noștri. S-a-mi plitură ăla. Ce mă tărea că a urcat love-ul ăla, mă, what the fuck? Cine te-a pus să fie așa de... Tu, vine înapoi, a? Avem 2, 3, 4 minute să facem reset. Hai bă, că am dat în toți. O, e un leu și un leu, vreau aproape mor și un carnivor. Doamne ferește, cum să mergem noi pe el? Și-o dat o ouă la luat de 49 de la rupt. Hello! Nena Tiger? Da, ce bău sunt ăla să dau așa de pe. Interesant că tu nu se dă mai jos. Ba poate, poate doar ținta pe el. Eh, 3 minute. Ok, nici noi nu prea avem tankuri că e la cod. Oho, unde dai? Ok. Și tot au murit ai noștri. Bă, cum au murit ai noștri? 3 minute avem timp. Destul timp. Aaaa, obiect îi ținea pe loc, mă. Stadoiul după steagul dat în cometă. Stadoiule, cred că e timpul tu să te înveți să pleci. Ai dat-o șmecher, dar ți-a ajuns.
Nu intra în steag, măi, că își dă seama că ești în steag. Și asta se întâmplă, se panichează și face manevre. O să vii așa, pe lateral, unde nu te așteaptă. Hello, Picasso. Ah, de pula mea. Da. Da. Crezi tu că faci chestii? Crezi tu că faci chestii? Cu căcatul ăla. Ah, oh, am te-ai săturat? Nu fugi! Fuck, am tras prost. Ce-au sus? Un Tiger 1? Unde pizda, mă? Vai, ce prost m-am dus! Ce prost m-am dus! Că ăștia au stat să frece menta. Oh well, terminat cu căcatul ăsta de vehicul. Nici de ce m-am dus după el. De bău, trebuia să aștept să mă dau în spate, să dau un alt. Dar nu, valoră să duci după el. Chiar n-am făcut victorie cu căcatul ăsta. Să-l gap și de tine, porcărie. Trebuia să stau acolo frumos sus. Am zis, m-am dat eu și Baker că mă duc după el și după aia am pus botul ca prostul. Că bineînțeles eu ratez cu toate shoturile de mișcare. Și nu avea, toți aia de erau în spatele meu, frica menta, în loc să tragă în Tiger-ul ăla de sus, na. N-ai cu cine. N-ai cu cine. Asta-i. Uneori, Palora devine prea încrezător și face prostii. Genul ăla, nu faceți ca Palora, ocazional. Face ce zice Palora, faceți, nu ce prostii face Palora. Palora face prostii de plictiseală și de nervi. Gen, mergi la atac cu Skoda T24. Skoda T24 e tank de atac, băi, e... Și nu mai e ca Skoda. Stânga. Stânga, încercăm să urcăm sus. Nu o să ajungem, dar... n-am artilerie. Și noi avem depresie. Putem să facem treaba acolo, dar nu avem tundă snapshot. Așa că nu ne ajută cu foarte mult. Nu. De ce faci pluton la tirul ăsta? N-ai misiuni la tier 5? De ce faci pluton? Pentru că pot. Ho-ho-ho, asta joacă bine, vreau să fiu și eu un pluton cu el. Nu înțeleg, Lucica, de ce ai invitat să-l pluton la tier 5? Zic Zurek, he? Zurek? Sex Zurek? Oh, prins viteză la un moment dat, cum îmi iau tot damage-ul. Hai bă, hai bă. Tu nu spre inamici. Să fac ceva pe aici. Hop, 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 hop. Mai. Dau așa un shot acolo, în primul care iese, dacă mai iese cineva. Și după aia mă dau în față să pun bolovanul ăla între mine și el. Dar nu cred că iese. Zice Valorant, fără încă. Tu cu timingul tău, fix cum mă mut eu, te hotărăști, oh, o să ies acum. Nu nimic. Poți să-l ajut pe ăla, dar poți să dau un pete. Pe care nu-l văd. Nu vă feteu. Când tu fiși, bă. Mai nu știi, mor pe capete, am impresia. Ce altceva să fac ai noștri? Să ai noștri! Ai noștri numai astăzi și asta se specializează în murire pe capete. Ai noștri. Na. Nu că te-aș penetra eu, dar... Stai și ai șaptele, las că vezi tu. Las că vezi tu. Nu trage după mine, mă. Las că nu ne mai uită după el, că e riscant. Să trag la blind shot. Câte de deuri au ăștia în spate, în afară de toate? Toate. Hello! C'est moi, Picasso. Picasso. Vreau să zic, uite că avem unul este un nostru, e aproape mult, ori și vrea să se asigure că moare altul. Da, toate de deurile lor sunt acolo. Dar n-a pot să trag. Nu cred. Bine, n-am pus să dăm un OI-ul ăla. Lângă IKV-ul ăsta, cu Dust! Da, mă, stai tu la sniping, sigur îi nimerești de aici. Cu tunul ăla.
Uite, deja șapte. Eu vreau să mă dau un pic mai coasă. Ce pizda m-a văzut, mă? Acum dai și cu gold retardat la tier 5. Adică, bineînțeles, să dai cu gold și la tier... Cu gold se dă și la tier... 3, nu știți? Cum mă vede? Cum m-a văzut încă în continuare? Poate fi încă acolo, nu cred. Mai dau un shot, că am muniție destulă. Dar... Nu cred că se aduce bine. Oh, nu-l vezi, bine, nu-l bine. Ce aia? Precizia e situațională. Dacă-l vezi, e tankul, poate ocazional. Dacă nu-l vezi, nu-și pula, zice unde are el. Cheful. Oi, că avea unul să l-a văzut. Nenea, oi, unde ești tu? Să-i altul. Cine este în fața mea? Pony! Peteu. Nimerim noi în Under Armour, nu. Patra altul e mai degrabă. Sau cu pole. Sau... Ok, e mort și ăla. De 3 și 4 de ăsta. Peteu e mort. E, am făcut și noi ceva. Aproape mor, dar 200 in damage. Slab. Slab și aproape a murit cu ocazia asta. Totul tier 5 de tier mediocru, nu chiar slab, slab, da, totuși, slab. Dacă eram în ceva vehicul care nu era o porcărie completă, poate se întâmplau lucruri mai bune, dar nu este o porcărie completă. Alternativ, poate chiar ar trebui să dau... Să pun chat-ul să dispară după vreme, mă, la cât de des vorbiți voi. Așa să rămâne ecranul mai liber dacă nu zice nimeni ceva pentru, știi, ce 5 minute? Da, 5 minute e bine. 3. Adică 3 minute mai ușor pe chat, quasi n-am. N-am nimic. Dar dacă nimeresc o rampă din direcția alaltă, s-ar putea. Tu! Băi, adică lăsă, unde ai tras cu tonul? Observă problemă, așa numit cum o fac în mijlocul lor. Fuge, fuge. Vino aici gnoiule. Dacă că a făcut cap. Well. Da. Sică, o stat de pe primul loc. 48.000 de bătălii. Cred că nu știe că nu o contează. Asta înseamnă clar că are XVM, că numai mie mi-a dat invite. M-am văzut pe mine curați acolo în bătălia aia. Wow! Și gata. Sau o fi subscriber. Weird. Dar, am terminat cu tine, porcărie. Da! Ha, ha, ha! În timp, pizda, mă-ti. Un milion, am? Mă mai gândesc. Să păstrăm echipajul ăsta? Nu cred, nu? Adică dacă îl mut să faci la 75... La 85, dacă îl cumpăr tot la 85, nu? Uncheck primary label... Nu contează, ne ocupăm de el după... Deși... Putea să iau, fac dublele acum, cu timpul ăsta premium, cu blablabla, da. Ok, atunci... Dar nu, în primul rând avem un T25 AT că am putea să iau. L-am luat, era la ofertă. TD-urile americane sunt la oferte. T28 HTC, eh? E5. HTC, E3, M103, what? Ok, punem echipaj despre... Ce? Pe porcărie. E4. E4 n-avea loader sau ce i-am făcut, de fapt? Ei, du-te în garaj. Du-te în garaj, ești o porcărie, du-te în garaj, ești o porcărie. Trebuie să scap de echipajul ăla. E4, faci echipaj, aveam pe E4. Deci, E4 și pe E4 n-avea loader.
Am 2 de 5. Cred că o să-l iau pe ăsta atunci. Brother, n-am scamuflaj, te rog. Da, da, da. Retrain. 20.000. Man. Bun. Relativ. Ca fapt divers. Cine are T25? Și că nu pot să pun tunul ăsta, nu? Cum trebuie să-l cumpăr. Oh, că pot. Pot, vărșenile. Eu am mers pe linia aia altă și pe vremurile bune, pentru cei care se zic noi la World of Tanks, în vremurile bune, dacă mergeai pe o linie paralelă, aveai echipament... Da, știu că e premiu. Da. Dar nu știu, era... Știam că am echipaj de la E4 pe undeva, dar nu știam unde e. Pentru că mergeai pe linie paralelă, puteai să deblochezi un tun pentru mai multe tancuri, gen... cum am mers pe linia de T25-2 și T28 prototip, am tunul aici. Da-ha! De pe D28 prototip. Prototip. Motor, cine mai trebuie nou? Încă merge și motorul, radio. Șenile de ce ne trebuie, bă, atunci? Sau nu ne trebuie? Cum să văd eu? Stor, depot, echipament. Când vedeam pe ce vehicule sunt astea? Depot. E depot, idiot. De ce mi-arăți mie? Oh, poți să cumperi dacă vrei. Poți să suși de bulă dacă vrei, jocule. Cumpăr eu. The fuck. Am pe ceva. Să vezi 2244. Hellcat, l-am dat jos, știu că l-am dat jos. Facem impact, n-am. L-am dat jos și pe ăla. Părăzi, de n-adrezi, l-am pus pe Skoda cumva? L-am pus pe Skoda. Nu poți vedea. Credeam că poți să vezi. Țin minte că m-am uitat. Cumva. Ah. No. De fapt, poți să-l ții tu. Camuflajul îmi trebuie deocamdată. T25, serios, cu asta vreau să dau acum pe T25. Dacă nu, noi cine, mă? Binoclu? Sau camuflaj? Ne spotăm propriile ținte sau nu? Muniție! Sunt 10. 30 de astea normal, atunci să fie acceptabil. Small repair kit, blablabla, automatic. Mielene, nu gold, nu vă dau eu gold. Da, da, da. Și avem un tun de căcat. 198 penetrare, 0.38 dispersi. Aim in time, ce care avea. Hai să dăm, dacă tot avem, tot l-am put. Tot l-am put. Și-am uitat, trebuie să vorbesc cu la vrâsul. Să-mi pun modul ăla, să văd unde m-au penetrat ultima oară. Să văd dacă mai știu să joc cu TD-uri. Să văd dacă mai știu să joc de TD-uri de căcat. De parcă am terminat acum cu 122.54. E fapt divers. Da, terminat cu 122.54. Da, e timpul să vindem, îi facem o ceremonie. Da, aia frumoasă, adică îl băgăm în pis, dar mai și să vindem. Hai mă, hai mă. Ah, fantastică hartă TD-ul meu. Top tier chiar. E prima ta bătălie cu vehicul ăsta. Hai să fii top tier. Mă amuz singur. Dacă jocul nu e în stare să mă amuze, trebuie să mă amuz singur. Nu știu dacă vreau să fac, nu mai stângă un pic și stau în spate. Da, mult pace, că n-am echipajul la 100%. Da. E mai încet decât 122.54, ne? Relativ, la accelerație, cred, parcă.
Ce depresie avem? Puhuhuhuhu, avem depresie. Alan Gunman, pentru care l-avea 25-2. Hai că poți! Hai că poți! Spicul ălălalt. Dă tendințe care vrea să... urce. Se putea, erau șanse să-l nimerez, dar n-a fost să fie. Reload e cam încet. What? Tu, vino înapoi. Hai că... poți. Ironic, s-a dus bine. S-a dus perfect unde am pus sinta. Nu vreau să ducă perfect unde am pus sinta. Acolo e un blog, nu am fost aia pe el. Prea mult alb! Nu mai dau seama dacă se termină blogul acolo sau casă. Casă. Alternativ, aș putea să mă folosesc depresia asta la autoartilerie și acum mai bine nu. Hai să ne... Știu că mă bucur acum că am prins eu depresie, că am depresie, pot să fac hell down, ia. Dar hai să nu, să nu ne sinucidem doar că să facem hell down o dată, două ori. Mai în stânga? De ce nu e mai în stânga? Să dăm în ei, poate? Hello! Mi l-a furat! Ardeam flăcăr pentru mine și mi l-a furat. E mai bine aici, sincer. Nu văd clădirile și astea, dar să am camuflaj mai bun. Dacă vin fix de acolo, fix unde e copacul ăsta în față, fi unghiul ăsta frumos, o să fiu invizibil. Dacă vine cineva acolo... Uite că a murit toată echipa noastră, că nu știu, pierd vremea până oraș. Țineți minte când nu știam ce să iau, camuflajul sau binoclu, trebuia să iau binoclu. Pentru că uit că am retarzi în echipă care habar n-au să joace. Trage bine tu, nu? Adică aiming time e bun și precizia nu prea se observă. Să vezi că după aia de ce fac echipajul 100% se observă complet precizia. Hello! Îmi place că MX-ul 12 ăla au venit să facă scout și a făcut scout pe lumea. N-avea cum să fie acolo, e o casă, dar am tras oricum. Da, trebuia să mă concentrez să dau unul ăsta mai bine. Eh, well. Tras unul, dăm posibilități să-mi depăsesc pe acolo sau acolo. Hello. Ăla a dormit. O dat alt tap să citească tipsuri. Cum să joc? Dai 58. Ok. Yeah, o mers bine. Nu știu ce spunea SZ-a de ăsta, sincer. SZ-a, nu știi să joci cu TD-uri. Zice Palora după un singur match. În care e top tier. Și are și echipă competentă. Da, SS-22-5-4. E mai rapid. Uite o artilerie. Dă-i în gunoiul de artilerie, că dau eu în ăsta. Areleule! Sunt prea mulți morți pe aici. Neacceptabil. A rămas TD-ul ăla chinezesc acolo. Dar nu, e în partea la altă. Până ajung eu acolo... N-am șenile și posibil să fiu mencipen, n-am șenile. Sunt, eram în pantă, da, eram rapid, nu, nu, să nu credeți că e rapid ăsta, dar are ceva mobilitate, nu-i încet ca ne-am. I-am rupt, i-au rupt și ei noștri, i-am rupt și eu. Am prins vreun tier 7, nu cred că am tras niciun tier 7. Din păcate. 3 la damage, dar am tras numai după piticoți. 6, 6, 6, 6. Un shot de fiecare, 4 shot-uri am tras. Kids, adică 13.000, aș putea să iau șeninele, dar nu le țin prin XP-ul pentru ăsta. Dar ce ziceam, ce ziceam? Da, tu gunoi ordinar ce ești. Da, știu, mi expiră consuma boosturile, dar bun, nimic nu se poartă la tine. Deci, pe tine poți să-ți vin tot, nu?
pe obiect, mai am pus ce pe obiect. Ține radio ăsta, că avem unul. Punem pe ăsta și nu ne sigur, nu ne trebuie, motorul nu ne trebuie, tunul, nu ne mai trebuie, că n-avem unul. Tunul ăsta e pe 101 sau 154. Nu o să mai dăm niciodată cu 101, deci poza de înflăgări. Puzar de înflăgări. Demount. Așa, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Nu, nu pot să dă... De ce să mișcăm fereastra, bă? Nu suntem în 2017, unde ferestrele se mișcă. Nu, 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 deloc. De ce să mișcăm fereastra, bă? Ai... Ce ne face? Pa 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 pa. Dați un moment, băi, dați un moment. Asta e. Ne-am adunat aici, tovarăși, să trimitem un mormântul bine meritat. Porcăria care este 122-54. Amin. Odihnește-te în chizda mătii. Tu și idiotul de developer care o crezi că tu ești un vehicul competent și bun și decent. În 8 5 8 7 7 3. Nici nu știu ce am făcut cu echipajul, nu m-am uitat, nici nu știu ce am făcut cu alea. Știu că sunt automate, nu? Echipajul se trimite automat în garaj dacă nu selectezi și consuma de ăla de sus de jos. Salutare, Denis, bine ai venit la înmormântarea porcăriei de sus, 22-54. Avem bani acum, Trebuie să-l iau. La cât am suferit cu porcăria aia, trebuie să iau asta. Să văd dacă am meritat. Unde ești? Perfect, 263. Și acum continuăm melodia de mormântare pentru cei care o să fie față în față cu asta. Aha, 54 54 54 54. Prea multe. Și canci. Obiect 268. 254, nu știu ce era ascuns acolo. Toate sunt 200. Fantastic, excelent. Retrain tot echipajul. 100.000. Accelerare crew, da. Deci am că teoretic nu-ți mai trebuie, că mă plac de văzut. Mi-e o linie să schimb acum, să învăț să joc eu nu, altcumva. Din nou, nu trebuie. Câte proiectile avem? Nu foarte multe. Sunt 32, cam mult. 12 high explosive pentru type-ul și alte 4 super blindate. Mauși. Bun! Și acum oprim melodia aia, că n-are rost. Gata, am terminat cu porcăria de sus, totule. Să vezi dacă se merită. Cobai, mă, fac. Pentru tine, special, Denis Lavad. Alti, ce mișto arată, zici că e căruță. N-are cupole, stupide, Are una acolo, dar nu pare stupide. Hai, bă! Paris. 50 B-uri, este 7, e 5. Goals, bam, peste tot. Ce n-are e ciubotul ăsta. Posibil, posibil. Vedeți că singurul mă expod în față e lower place, așa că facehug. Nu știu dacă pot să fac eu facehug contra Iac Panzer E100 dacă ăla dă cu gold, dar... Adică contra Iac Panzer ca merge cu ăla de presică, nu? Și dacă am eu de presică. Da, uite ce cu... Asta e cu polă, bă, adevărat! Uite câte haita micută! Și fix lângă tun. Dacă îmi vede cu polă, înseamnă că pentru o secundă mai trebuie să-mi vadă și tun. Și dacă îmi vede tunul... uite că ce... ce gaură de artilere are! Cum are doar două locuri acolo? Cine încarcă tunul? Cum încarcă tunul cineva, căcat? Porcărie scoasă din curul ăsta. Cum încarcă tunul cineva? Vezi cât de lung e proiectilul ăla? Oh, ce nave, mi-e mișcare laterală la tunul ăsta. Deloc.
Avem mobilitate. Uite, un pattern. Nu știu ce vine obiectul aici, dar uite un pattern. Eu l-am ratat, dar asta este. Am artilerie. Uite un VZ. Care ne strică toate planurile. Ia vezi, băi, vezi, băi. Ia să-mi smâncă peste el. Depresie, ce depresie avem? Mă, avem ceva depresie. Eu mă dau în spate atunci, dacă ăla o să stea acolo cu Dumnezeu. Eu am alte planuri. Grillule, de ce ești după el? Știu că vrei să ieși după el, dar de ce întreba? What the fuck? Cine tot trăgea după ăsta și de ce? Yeah, hello! Snapshot-ul e cam slab. Cam aiurea, nu cam slab. A încercat omul. Să încerci. Are și mașalier, nu ca porcăria de sus. Salutare, Vlăduț! Bine vin la stream! Primul match cu obiectul de 263. Care este? Început ok. Să mă obișnuiesc cu lipsa de mișcare laterală. E cu mult inferior la SOS 122-44 5-4, dar este. Grillule, stai acolo. Hai mă acolo, grillule, lasă, lasă. Nu știu de ce mi-a dat la invite, ok. Cine vrea să dea în mine? Și să-mi ia și în el, se pare? V-am stat cam mult aici, băiatule. Ai strâv acolo. Mișcare evazive, unghiuri. Hello. Nu vrei să fugi? Am uitat că n-am echipaj la 100%. FV-ul? Și artilerea de pe mine. Bine că idiotul ăsta lasă. Rip palora. Mă dau în spate. Repede cu fața la ea înainte să ne spudere. Îmi place. Îmi place. Ce faci, păpușă? Vezi că ai în cur ceva magic. Pattern-ule. Cred că ai făcut prea multă treabă. Hai explozii pentru păpușa aia. Frână. Doar ce mi-ar cu fața la el. Că m-am urât strâmb acum, am făcut bounce la testa. 1150. Venind de la 122-54, care nu face bounce la un tier 7. Da. Nu-i rău. Deocamdată. Snapshot-ul cam problematic, dar n-am echipajul la 100%, că eu n-am gol să dau pe așa ceva. De hash-ul, credeai că mă penetrează cu hash-ul? Ok, hai să luăm și porcărie la altă, dacă putem. Să păstrez echipajul după ăsta, să trec până la alt sau nu, hai să vedem. Nu mai știu. Dacă nu mai știu, aflăm. Tip. Radio-ul nu l-am luat, că nu aveam motiv să-l luăm. Tu, Skoda T25, a? Skoda T25, care e motorul? Stock. Deci n-am nimic de la asta să-l car după mine. Tu, păsarzi-mi și tu în flăcările iadului, lângă 122-54, acolo ți-a locul, acolo trebuie să fii. 106-573. Deci ne-am dus acolo prostește, teoretic după ce l-am avut pula trebuie să ne întoarcem după dâmb, dar nu mers. Victorie, 263. Ce am făcut? Și noi ceva. 5 făcut trase, 3 nimerite, 3 penetrate. E ceva. Mai dăm una, dar... mai dăm una, dacă tot e pregătit. Dacă tot e gata. Este 30 pe.
Da, trebuie să mai dau cel puțin o luptă. Nu știu, s-ar putea să dau mai multe lupte, că sunt, vreau să vă dau cu chiar o meritat. O meritat doar că a făcut bounce la PV-ul ăla, doar pentru aia a meritat 6 milioane și tot chinul cu 122.54 și cu 101 și cu ce era că era la dinainte 100M1 și cu, da, nu a meritat deocamdată, dar și eu mai am dat cu vechi Tiger Pew. Au artilerie, iar au artilerie, de fiecare dată au artilerie. Îmi place cum arată turul ăsta, zici că e railgun așa. Super. Ok, să ne uităm. Vedeți cât de mare e proiectilul ăla? Cum îl bagă ăsta aici? Are gaură în lateralul la... la gun bridge, îl bagă gâș și după aia îl împinge. Weird. Ok. Fuck it. E o mișcare proastă, mai ales că m-am dus pe aici. Derp, vreau să mă duc așa, ca să nu mă spoteze scoutul care e acolo. Dar să vedem dacă rezistă în face, în față cu ei. Avem ceva de presie. Șnel. Avem ceva de presie, avem ceva. De ce m-am uitat la tot ăsta? Aha, cât avem? 290, 550. Ok. 0.33, 35 pentru precizie. Am artilerie, în schimb, mai o să ne fac niște probleme. Ba-na-na-na-na. Și mi-a zis să vie 100 de gold spam aici. Putem să facem ceva? Hai să șapte. Dead Star-ul vine pe partea lor. Hello, c'est moi. Să dau un S7. N-am depresie, dar așa ceva se pare. Oh, n-ai băga gold-ul. Degeaba. Ăla face hull down, artileria se uită la noi. Avem mobilitate totuși, aia e mișto. Hai să șarte, mișcă-ți pe oitul de nuc. Am trecut pe high explosive, încă să n-ați văzut, pentru că aia fac hull down acolo. Dacă aia fac hull down acolo, prefer să ratez. 104. Ce zboară gold-ul. Foș acolo sus. Ce mișto să mișcă de marșalie. Trecu că papet în ceva motiv stupid. Ok, S7 ăsta vrea să facă manevre. Eu refuz să-l las S7 ăsta să facă manevre. Dar prefer să dau un foș. Ăla nu-i foș, că am diversele obiect 261. Nena obiect. Vine gold spammer-ul. No, gold spam-urile, nu! Nu, am zis! Oh, avem și artilerii care trage după noi. Nenea gold spammer, nu? Vin toți aici. Nenea foș! Bă, dar au sărit toți pe mine. No. N-au venit type-ul, în schimb. Ce fost a făcut bounce cu gold după noi. Da! Are blindaj. Nimic nu-i imposibil pe Andrew. Am rezistat bine, dar au venit toți pe noi. În timp ce ai noștri, o sta să sugă pula acolo. Pierdut 3 tier 10 pentru un mouse. Am făcut damage pe el ăsta. Da, retardați. Bun, hai, continuăm sistem. Merge bine. Are blind. Are blind, dar aș trage repede. Damage-ii dezamăgitori, știi, când auzi BAM 570. Aha. Dar, acceptabil.
Pam, 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 pam. Tu, primar. Poți să iau turnul ăsta fără șenile deasupra? Probabil nu. Poți să le iau fără turelă? Ok, am, cred că știi pe să iau șenile. Poate să vedem. Pot. Nu pot. Ok. Brixpe! Ce? Nu mai am bani. Ups. Da, că am cumpărat porcăria. Da, mhm. Aia. Ups, Daisy, pe lor a rămas fără bani. Love it. Yeah, stai-mă un pic. The fuck? Trebuie să am ceva prin garajul ăsta care trebuie vândut. Cum ar fi, nu vehicule. Module. Necompatibile cu vehiculele mele. Gen, căcatul ăsta. Du-te, du-te, da-mi expiră tot timpul. N-am atât de multe porcării pe aici după ce le vând. Gun, CKV-ul. Nu știu ce văd aceea. Fă pași. Compatibile cu vehiculele mele, care sunt în garaj, facă-mi da. Hummel, Panther. Waffenträger și Borsig. Ăla-i tunul de Waffenträger atunci. De Borsig. Adio. Tu unde E75? VK4502 pe... Care este? Care este, mă? Tu? Nu. Motion? Da. Ăsta e, atunci îl ținem pentru motion. Toate că l-avem deblocat, până ajunge noi la el, mai e. Și bineînțeles că nu poate fără... Ba, ce că ar putea fără șenilă? 4 rate de foc. Rate de foc 4. Atât îți trebuie, nu mai mult. la cât e data de tine? 53. Da, mașa nu trage încet, băi. Înapoi la default. Deci ăsta îl ținem. Tu nu, ăsta l-alt este de trollul. Trollul de bors. Bors. Adio. Nu mai l-au neborsi cu ăla în curând. Scode engine de Maybach. Băi? Ce engine e ăsta? La cât de ieftin e, mă gândesc că e engine-ul stock de Waffenträger. Du-te mai. Engine de GV Panther. De dracu. Oho, 180. Suspensie de GV Panther. Suspensie. Bă, mă gândesc că am pus-o, ia să mă uit, totuși să fiu sigur. Mă gândesc că am motorul pus pe aici și nu l-am văzut pe la brădă. Da. Ok, deci pot să pun suspensie. S-a mai întâmplat. Am mai făcut prostii. Suspensie, radio, cat, radio, mai... nu. Fug 12, a? Fug 12. Tu ai fug 12? Ai fug 12. Ok, atunci îl ținem în garaj. Ar fi mișto dacă ar fi un back, dar nu este back. Tu, idiotul. Nu mai dăm noi cu rușii? Când să luăm idiotul înapoi. 152. Artileria e stock, oricum, o să fie cu toate din max. Să fie bufat, abrădat la maxim când o luăm aia de 10, într-un viitor, în 2019, dacă mai se joc. T54 light-ul e abrădat. Radio 10VR, pie, rușii nu ne interesează, R113, rușii, Dar T100 i-a brădat, T54 am trecut de el, mediile o să fie brădate, n-am nicio dorință să stau cu următoarele ruși, să ești. N-ai, S122-54, adio, tu, același, adio, știu, 90, stocul de pe... T25. Stocul de pe T25. În planul mare o să trec o dată la motion și o să țin tunul ăla pentru motion. Tu. Adică le am deja și pot să le pun. Cât am suferit eu cu terele prostotipul și T30, am mâncat un bun pe T28. Tu ești în schimb pe T25AT.
Îl ținem atunci. De o dată și o dată. Uite la consumabile. Da, știu că am ceva consumabile. Interesant tango ăsta dacă... Că ai văzut ce gol zbura acolo. Problema e că nu puteam să fac prea mult, îl deam ca artilerie. Și era type-ul de cu explosiv și... După aia s-a trezit aia, a, stai mă, că idioții ăștia n-au suport. În spate doar ăștia trei aici, că lor restul stă în bază ca proști de ce sunt. Și... asta e bă, bulldog. Și îmi dă turnul ăsta înapoi dacă se pot turna după bulldog? Gata că ai bani. Da, am bani. Dacă tot aici, azi golești eu ăsta, nu? Toretă, T-42. Stock. Tre la stock. Ford. Nu-i de T-28, că avem upgradat. T-49. Radio. T-28. E stoc, un stoc. Prea mic, prea mic, prea ieftin, prea ieftin, prea ieftin. Consumabile ce avem pe aici? Avem ceva. Astea, care nu le folosești nici dracu. Astea, care iar nu le folosești nici dracu. 33. De unde am 33? Ce am vândut? Ah, n-am rezet. Ce am vândut, tovarăș? Mă țineți minte ce am vândut? Nu, fără să iei. Okay. De-am că am văzut reparațiile, numai. Nu folosesc large perchet, nu. Necompatibile cu vehiculele mele, n-am așa ceva. N-am ciocolășat. Bun, avem bani, 1.365.000. Am curățat garaj. Am deschis de barau, ne-am uitat ce era vechi pe acolo și am vândut totul ăla. Cum fac americanii la yard sale. Ce vreau să facem cu el, da, să facem împărături. Și n-aveam bani să luăm ceniile. Avem revolver și otrările stupide. Mai am bani să cumpăr ceva? Bani, frix, pe. Nu radio, cacnia de radio. Bun, acum serios. Și iași la shell-uri. Happy Orange, bine ai venit la stream. De mult nu te-am mai văzut. Proiectile, zici tu? Nu cred că am mai de multe proiectile, dar mai știi ce e pe aici, hai să vedem. Foarte multe spăgriuri. Ai artileria franceză? Fuck it. Da, că deocamdată n-ai necupărit. Am PCR. The fuck? Îmi place că spune, e compatibil pentru tunul ăsta, dar al dracu dacă ar pune ei să, al care, de care tu ține vehicula, n-am idee. Nu mă interesează, nu interesează, compatibil cu toate tunurile mele. Tu. 85mm, asta știu că e rusesc. Aia, 85, 105. Royal Ordnance britanic atunci. Cred că era ăla după... După... Stocul de Conqueror, cred. Nu stocul de Conqueror, stocul... Nu-i stocul, e unul de centurioane. 105. Bun, echipaj incomplet. Întrebare, încă-l păstrez, nu? Să-l păstrez? Nu-l păstrez, fuck it. Pun pe ăsta, o să stăm la tirul ăsta. Dar ăla e tank ușor, nu? Nu mai punem. Tancuțior. Să dau retrain la ăștia? Dacă îți dau ție retrain, la cât scazi? Current vehicle, you idiot. Scade la 76. Și dacă nu-i dau retrain, poți să-l cumpăr la 85, nu? La 75. Hai, okay, trebuie să dau retrain. E cu 1% mai bun! Cred. Da, e deja la 76, vă? What? Na, tu zici să pun echipa gold pe armor confort. Ia uite, alt 80.000 de credit, dar. Man, acceptare. Ce echipament punem aici? Coated optics. Poate. Am un coated optics, doar mi-o dat ăștia la misiunea, pizdi. Automat, că mi-e o lene să apăs butonul de extintoare.
Avem o ventilare de clasa a doua. Ok. Să stăm cu tirul ăsta o vreme. Căută de optics de... Gunrammer? Pe revolver? Penoclu, în schimb. Toolbox. Ok, hai să vedem ce poate să facă. Am vândut-o gold din garaj ăsta. Aveam... Eu cred că mai aveam proiectile gold în garaj pe undeva care prindeau prafă, mai știi. Na, na. Oh, ai văzut hituri? Ia uzi, bă, ce ochi aveți, nici n-am văzut ce le-am dat, dacă le-am vândut toate. Acum, dacă și știți după ce vehicule erau, aia e adevărul. Aia e întrebarea întrebătoare. Hai, hai. Jocurile, când ai tu chef să-mi dai o bătălie? Oh, nu sunt atât de mulți oameni, nu nici o picat server. Nu mai picat serverul să-mi găsească toți pe server. Până să încarcă jocul ăsta, eu dau o fugă repede până la bucătărie să-mi iau o ciocolată. Căcat, cu început. Hai, tovarăș, voi știți vehiculul ăsta, are depresie? Dacă are depresie, mă urc chiar sus la șine. Îmi place să mă bat la șine. Deși o să ajung la șine și nu să fiu încărcat. Arată ca un T-34, numai pătrat. Cu mai multe colțuri, dacă aș face mai mult. ...40 de ore de vodka pe lor și... Da. Dacă mai știi pe care aveam gold... ...în garaj, măi, la proiectile... Doar 3 shoturi are? Da, așa e că-s. Izgode! Dar e garca repede, ia să vedem. Hai, bagă. 10 secunde. Acceptabil. Accelerația, în schimb, n-am pus motorul. Nu ne plângem de accelerație când avem motorul. Și nu e rea. Suntem tier 6, toată lumea pe aici e tier 6. Oh, doamne, se întoarce greu. Ca o basculantă. Hello. Uite, un scut. Ce este care am făcut bounce? Ce pizda mai zi, mai cum? Uite, așa mori un prost. Vezi 1-3-1, cum? Toarce. Toarce, dacă bow de jumbo vrea să moară ca bow, nu să moară ca bow. Trebuie să moară. The fuck? Am uitat că șinelele alea n-au hitbox-ului ca lumea. Poți să tragi cu șinele astea? Să zicem că au fost very, very lucky. Mulțumim. Dacă mă duc eu mai în stânga, nu prea pot să trag un flor. Tu în schimb vin acolo să dau în tine. Oho! Înainte să trezească chiar vezeul ăla. Dacă nu pot să trezească aici. Sustii, cred că. Cred că-mi iar. Cromelul? Când trebuie Cromelul, așa de ce nu l-am văzut. Trei de-ai noștri morți pentru trei de lor lor. La revolver. Aha, da, ne punem, ne ascundem după trenul ăsta ca să nu poți tragă gâziul ăla după noi și dăm în ei. Să vină ăla care vrea să urce pe acolo. Da. Dă-te tu, șmecher. Vezi ce se întâmplă. Dă-te tu, șmecher, vezi ce se întâmplă. În păcate, harta asta dă mică, că oriunde m-aș duce, decât dacă nu mă duc în capătul, capătului, tot poate să mă vadă tot. Ăla în special. E problema. Y-ule, ești băgat bine, a? L-am văzut pe ăla pe-n tren. Asta îi vește o posibilitate. The fuck, era după recul ăla? Cred că... Oh, hello, tătrișoate. Într-o dată am observat că sunt singur pe aici și e timpul să fug. Că ăștia o să prinde curaj să sară pe mine. Și nu vreau să prinde ăștia curaj să sară pe mine. O
să ajut Hetzel. Cred că l-a nimerit pe ăla, că nu avea 21 HP. Vine artilerie la atac. Ha? Da, 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 da. Pune ținta, pune ținta. Pune ținta. Mai bine. Iii. Două shoturi mai pot să-mi iau. Le-am calculat pe toate. Și două shoturi sunt. Cazul că era ăla acolo. Fuck. Murit ăla în schimb. O rezolvat 12T-ul. Hai, te-am pus și gata. De ce te întorci așa de greu? Ți-am pus șenile, ce mai vrei? T25 de tier 5 cu revolver. Care? T43, sigur. Ah, da. Da. Nenea, T34. Azi mă se pun țita pe tine. Să-ți dau foc și atât. Încă-i vezi acolo, da. Ghiși, ne-a făcut bounce, eu. Am făcut bounce. T34-85M, ăla e ăla... cu o tonă de damage, nu? Hello. Da. T-34-85, bă, nu intră în el. Ce plan ai, maestre? Bun, a murit ăla, sus de grecu, e ocupat partea la altă. Sigur că vrei să vii aici? Nu fiu ocupat sus de grecu în partea la altă, dar... nu știu dacă e destul de ocupat. Da. E ăla cu damage mare și cu APCR de noob. Mi-ai dat boost. Am boost-uri, bă. Am boost-uri. Nu mai am foarte multe, dar am boost-uri. Special de bani. Puteam să nu mor, puteam să mă duc în față. Trebuia teoretic să mă duc în față, dar... nu cred că mai prindeam pe altcineva și după aia moream la oricum. Cred că în privilă să-i dau 3 shot-uri să-i fac damage. Hai, T-34-25. Interesant că m-au nimerit totuși ăla. Nu știu dacă e atât de precis sau... Hai bă, că nu s-a uitat. Ah, da, s-a întors la... Haide, tati. 45 de XP, bravo. Eu n-am făcut misiunea aia, să ai 45 de XP. Victorie! Merge bine, greu, dar merge bine. Tancul e greu, e așa. Ce puțin fără motor a vredat. Dar... revolverul ăla face treabă. La damage, pe locul 3, la XP, pe locul 4. Care idiotul ăsta, idiotul? Oh, are 5-2 aproape rația și de cu gol la tier 5. Cum altcumva să-și facă rația, om? Gol la tier 5. Se, du-te tu un pic de mătii. Ăsta îmi scrie o oribilitate ca să zic că, oh, mă rupe, ok. A, ce-am făcut cu obiectul? Am pierdut cu obiectul? Propriu sigur am pierdut, ce prost a jucat ai noștri. Da, trebuie să fac sunete. Au câștigat-o, măi, retardații noștri. Ia uite la ei. Mai întâmplă și miracole. Trimi blocat. Aici am capul divers. Mai am... îmi place că nu specifică câte mai am. Mai am una de 100 pentru 2 ore, 3 de 100 pentru o oră și 10 pentru 50% credite. Mai dăm una, mai... abia l-am luat, e frumos, face bounce-ul la Dead Star-ul la E100 cu gold, ha! Mai puțin la artilerie. Aș putea să-mi iau un spall liner pe el. Ce renunț la camuflaj. E ceva ce ar putea să... la care ar putea să renunți. Un oraș și o poziție unde aș putea să fac eu hull down? Cred că e un cold sau mă gândesc la alt oraș. E posibil să mă gândesc la alt oraș. Adrativ stăm în spate, unde stă toată lumea în spate și... aha. Încă merge aici, întotdeauna să găsesc poziții să tragi acolo. Plus că light-ul vrea să atace pe partea asta. Așa că faci un scurt. La Borș mi-a plăcut mai mult trollul.
faci mai mult damage cu el și bonusul de camuflaj tău, știi? Te pui într-o poziție, tragi, după aia fugi dacă nu te vede sau dacă nu te vede, stai cam. Deci ai cu bor și cu trollul ai întotdeauna, aproape întotdeauna, timpul să dai cu trollul, știi? Important e să faci damage ca lumea odată și după aia să și sperie. Și bineînțeles, prin tir mari, bagi high explosive. Prin gozuri, bagi high explosive. Prin scouts, bagi high explosive și le faci 1000 damage, dacă nu-i nimeni și în șenie. Cu high explosive. Deci, cu trollul a mers mult mai bine. Pe Waff întreg, în schimb, cu trollul ăla nu a mers la fel de bine. Ce e drept, trollul pe Waff întreg e mai limitat la elevație și depresie decât e pe bossii. Trollul de pe bossii pe Waff întreg. Am înțeles că trollul de Waff întreg pe Waff întreg are aceleași probleme. Un TVP. Am auzit 4 focuri și toți l-au ratat pe ăla. Și eu odată cu ei. Snapshot-ul, not great. Why you know great? Dacă mă duc la atac, ce ar putea să sară pe mine? Mai nimic. N-au nimic rapid care ar putea să sară pe mine. Ru 25. Și zăstor rapid să îl stric ziua dacă sare pe mine. Hai explosiv după asta. Eu las la cineva. AP după high explosive. Ah! Fuck! Limitat de travers. După mine dai cu artileria, tu zgura, băi. Adică da, sunt tier 10, ai dreptate. Am uitat. Și o manevră așa, surpriză. Nu ducem acolo, că dacă ies pe noi, n-am încredere în ai mei să mă protejeze. E doar un OSU 101 acolo. Teoretic aici am ceva în protecție de artilerie. Ceva. Puteam să omor grilul. Na, trebuie să mă mișinesc cu limitarea asta. Da, cam așa făceam. Un pic mai multe AP-uri, dar aproape jumate high explosive pe borsic. Am realizat, teoretic îți trebuie mai multe high explosive decât AP-uri, dar nu vrei să rămâi fără. Hello. Bun. Yeah, rezolvat o problemă. STG. O să mă duc după ei, dar dacă îmi sar în spate o cam pun și nu știu exact ce mai am acolo. M175 T30. Strivul l-au acolo. Merg un pic pe aici, că poate să potești ceva pe sus. Dar stau pe margine să fug în dreapta dacă e nevoie de mine repede, așa urgent. Sau dacă mă spotează ceva. E interesant. Nu știu ce m-a spotat, dar m-a spotat ceva. Așa, că ăla nu se uită la mine. Și acum tu. Îmi place că ăsta crede că poate să vină acolo, fără să tragă cineva în el. Din păcate nu-mi dă sis pe prostiile astea. Brum, brum, brum. Merge bine, merge bine. E mobil, are tu un bun tragere relativ repede, încarcă repede. 10 secunde. Are blindaj. Dar nu știu cu rezist, nu știu în oraș. Că, bineînțeles. Terminăm repede cu ăștia. Strâbui în oraș și strâbui. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Și după aia putem să ne întoarcem spre mijloc să dăm în ei. Da, da. Problema e că nu-i nimeni să-i protejeze pe ăștia. Dar nu mai au nimic rapid. Gozi ce mă, gozi ce trebuie ce mai.
Și Ghost, vii acolo. Și nu cred că pot să-l văd. E prea jos. Trist. Centurionul le ajută dacă pot, salvează light-ul. Poate face la o greșeală să-i expune. Aș putea să mă duc să văd unde sunt ăștia. Light-ul ăla joacă bine. Cred. Vedem acum, e mort ăla. M-aș putea să mă grăbesc acolo, dar nu știu ăștia că... Uite, de asta nu m-am grăbit acolo. Pentru că știam că ăștia se întoarcă la bază. Strâva, vrea să dau el. Nu m-a văzut, sunt afară. Excelent. Bun, tunulețu. Te-ai băgat tu repede în față. A, încă acolo, nu i-a dat treacă asta. Și n-am echipajul ăsta la sută. Îmi place. Aproape meritat suferință. Uite cineva cu trelă la noi, în direcția greșită. Uite un gol spammer. Au murit artileria aia la altă. Snapshot, în schimb, problematic. Și intră în obraj la E100. Ocazional. Era galben, deci ocazional o să facă bounce acolo. Ia, Tiger. Da. Am s-o speriat omul săracu. Ram la Yacht Tiger. Am luat și mine după tastatură tot. Nu i-am făcut destul să-l omor. Foarte lacul. Da. Merge, trage cam încet. Trage cam încet, dar merge. Aș putea să-l pun agresiv. Ce view range are ăsta? 673. Nu mă interesează, Dragman. Ce înseamnă asta? Nu tu. T49 are 513. Mă bate gândul să-i pun un spawnliner. Să trolez type-urile. Dar să pun un spawnliner doar pentru un tip de japoneze. Cât zice mă că ai așa avea normal? Fără să ai echipajul făcut. View range 473, cam slab. Cam slab view range-ul ăla. Nu te-aș renunța la camuflaj. Și acum am uitat să mă uit complet. 3-2 aiming time, dispersie. 2-5 aiming time, cam lung aiming time, dispersia bună. Mai dăm una, fac. De ce nu? Nu. Avem niște duble de făcut și mai avem 20 de minute de zis. Adică... merită efortul, poate da, poate nu, dacă jucați la tier 10, cum e de obicei. Eu nu prea joc la tier 10, dar m-am distrat. Astea 3 meciuri care am dat cu ele m-am distrat. Mă mulțumim plăcut. Derpy, da? Nu fac grind pe heavy-ul japonez. O să le nerfuiască în curând. Sper. Din nou. Waffenträger pe Prokhorov ca standard. Iauzi, mă. Cu scout puțin. Un scout. Și au... ei n-au. N-au niciun scout. Dar nu, e 13-90, acum l-am văzut. Place că lor le-a dat un scout de tier nou. Bam, bam, bam. Acum că i-am zis scoutului ăla să joace deștept, să moară puțin, să vezi. Na. Am prezat că am mai mult damage pe ăsta. Ăla are 500 și... Rammering has gunnet și ceva pe noclu. Și camuflaj, nu mă? Enhanced Gunling Drive. Asta ca să am view range ultimate. Goză să uce acolo. Ăștia într-o dată nu au uitat, au crezut encounter. Deci... poziție cam de căcat. Encounter-ul.
Unde s-a dus băia? O ieșit ăla și nu a dat nimeni el. Și ne slip. Vaf întregări, ce pula mea? Cum nu nimerești? Fuck! O scăpat bad shot-ul că vaf întregări meu. No, 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 nimeni. Nu-ți pizdea, mă. Mhm. Timpul să dea. E timpul să da. Aaa, să tragă ținta mai bine. Da, dar nu te ajută foarte mult. Mai ales dacă n-ai turelă. Hands, gun and drive e bun dacă ai turelă. Dacă n-ai turelă, nu prea. Ce e ăla, mă? Ce se crede, magician? Se crede el ceva? Pizda mai zic. Ok. Din păcate, de aici nu mai de stat, că moare gozul și o să fiu în prima linie. Și eu nu stau de prima linie. Și eu muri scout-ul, bineînțeles. Singurul scout, tot ce vreau să faci să rămân viața asta. Trebuie să mori ca un bău. What the fuck? Unde e Jack Tiger-ul ăla? Jos. Bine, you know, nu se stă aici. Da, avem șansă să dau în el când nu mă spota. Așa că am dat în el. S-a murit și un leopard. Da, ce idioți avem. Ce idioți avem din nou. Ura, ura. Avem numai idioți noi doi. Ura. Și uite, așa a fugit pe la ora, că dă! Ia uite-l, m-am și văzut de aici, căcat. Sau poate nu, poate am noroc și scap. Poate nu. Repede, repede, șnel, șnel, șnel. Vine bine și vine întupiș. Ce mă, nu stai să stai să dați în E100? Unde pizda mă să iei E100 ăla? Tier 10 împuțiți care nu știu să joace. S-a băgat toți pe deal. Și de pe deal nu dă nimic. Eu nu i-am zburat și nila, mă, că de ce se zbori și nila? Bă, eu spot rog, mă. Nu? Dacă ăștia vor să facă cap, să facă cap, am plinit-o de aici. Băi. Nu, să stau să mă iau în gură cu ei. Și lasă-mă să iasă, îi lasă să iasă. Idioță. Ia, trec dealul și idioță nu știu să sub pula, nu știu să tragă nimic. Nu știu pula, revolverul tău cu tot. Nu am putea să ducem o luptă eroică pe aici, dar slabe șanse. Am ales cu artilele pe care e încă la... Da, m-au văzut. În fericire! Am crezut că o tras eu ăsta, nu o tras. Hai să ne uităm retardul ăsta care freacă mentea. Oh, nu, retardul ăsta de 5-7 era în fundul hărții. Acum l-am văzut. El campa în fundul hărții. Cu cel mai bun heavy de tier 10. El stă să sugă pula în fundul hărții. Cold spammer, bully ce ești. Vață să joci. Pe mine. Salut Florin, bine ai venit la stream. După cum se vede mai rezist. Toate că e plin de retardați. Care habar n-au să joace.
ce nu ne-am făcut noi dublele? Ce pentă rău. Ah, doamne, porcărie, că mai am cutie. Nu, no, ești prea porcărie. Ai în bătălie, am 549, hai să-ți scuzat imediat. Hai un pic. Pune-ți toolbox-ul. Cum poți să fii fără toolbox? El Haluf, din partea la altă. Dacă ai noștri sunt deștepți, când o să dau blink pe harta, că o să-ți potezi linia lui A, poate o să se uite unul de retardații ăștia. Slabe șanse, dar poate să uite. Ia? Yeah. Trebuie să le scriu că ăștia n-au creier să realizeze ce înseamnă aia. Da, dar nu joc de fiecare dată agresiv. Ai problema, Warpig-ului, știi? Aș putea să... Da, nu-mi trebuie cheamul dacă mă bag în mijlocul lor. Dar... Ceacamonetul pot să-l dau jos. Nu mai trebuie, ăla e un slot care pot oricând să mă hotăresc peste el, știi? Să fac o decizie acum e că ar fi cam pripit după doar 3-4 bătălii de tankul ăla. Hello, don't TVP. N-am six sense pe ăsta, în schimb. Nu te treci pe 90. Și bineînțeles nu trage nimeni el. Dar T-43 eu l-a văzut că se aici și vine el la atac. Că dacă n-ar veni el, cine? Papagal de T-43. Oh, uite aici asta, s-a dus aici, poziția asta și merge bine, se spotează, mă duc și eu acolo. Să fiu inutil. Nu. Nu, nu, să uită la mine. Te dau, nu. Și nimeni nu trage în ei. Tu ești o pula, cu revolverul tău. Da? 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 Mai ai? Oh, perfect. Da, nu eram încărcat. Bine că mi-a luat gunner-ul. I-am spotat pe aia acolo, nu-o tras nici drag. Ce-ți dragă, mă, nie? Ce mai e pe aici, pe sus, pe deal? Un kilot, în partea la altă. Nașpa. Și un Tiger 1. Am plecat aici. Îmi dă chiletul. Și mă, și șoferul. Am plecat sau n-am plecat? Nu știu dacă am plecat. Ah, veni și căcatul acolo. N-ai cu cine, echipa noastră e plină de retardați. Poate iese AMX-ul ăsta și-l iau așa. Tăci tu pula! Goză. Uite-l! Mai după? Mai după. În sfârșit l-a văzut cineva pe ăla. Mhm. Te-ai învățat tu repede, că nu te-am văzut de prea multe ori. Te văd eu cu muș pe acolo, când trage toți după tine, în special eu. Un leu, nu mă aștept nimic. Scola acolo. Mhm. Ce ai de gând să faci acum? Care-i planul tău, maestru? Scoda în cur. Ok. Ce trebuie să fac? Spotez. Am spotat, nu a tras niciun din jos ăștia în el. Dar eu l-am spotat. De 25 l-ai dat cumva în spate. Nu cât aș fi nimerit dacă ai dat în spate, dar întreb și eu așa, de curiozitate. Poate o fi dat în spate omul. Ah,
Exista o posibilitate. Parcă aveam un tupiș pe aici la un moment dat. Parcă. Parcă și da. O să stau să fac ea. Sau alternativ au ei un TD invizibil. E și aia o chestie pe care eu nu-l văd cumva, dar el mă spotează. Cu toate că aveam tufișurile mai aproape de mine, dar da. Să-ți iei modul, da, o bufat șansă. Am crescut șansa să te fut ăștia în modul de fiecare dată. Și până majoritatea acum umblă cu skill-ul ăla, să-ți dea, aibă șansă mai mare să-ți fută modulul, deci... Mai dăm cu el. Lasă, vinite. T49-ule. Cu ce mai trebuie să fac eu grind? T49-ule, mai trebuie să fac eu grind. Chat-ule, de ce nu ești un pic mai mare? Hai mă. Hai că se poate, Malinovka. Dar nu sunt în partea asta. Hâm degeaba. Și două artilerii. Mai degeaba hâmul decât ăsta nou. No. Dacă eram în partea la altă, mă bătea gândul să stau în tranșeu, să-i spotez doar. Aș putea să fac și asta din partea asta. Hai să încercăm. Nu, e stupid din partea asta, din partea asta e stupid. Din partea la... Ia să încerc ceva. E stupid, nu faceți ca mine, o să mă bag în casa aia din față. Teoretic, sunt imbatabil din față. Nu? No? Așa zicea Warpig-ul, așa m-am mințit Warpig-ul. Să te gândi fac hell down, nu trebuie să-mi pune și artilerii, bineînțeles, dar da. Nu? No? Nu? No? 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 Așa merge situația? Oho! Dacă chiar așa e. În păcat, toată echipa noastră pleacă. Nu știu. Artileria o dată acolo, a noastră, cred că toată. Nu se vede nimic. Se vede ăla. În păcat, acum lateralul expus la geamul ăla. Aia e problema. M-au văzut? N-am binocul pe ăsta, six sense? Nu s-am six sense pe ăsta. În caz că nu știați, un Type 5 într-un tufiș e invizibil! Să o modifice, o modifică mai bine sau mai rău. Mai fi unul pe acolo? Ia vedem, poate acolo ceva. Dăm niște blind shot-uri. Tunul ăsta... e prea tare, în sensul la volum, audi, la cât de mult zgomot mă face, la cât față de cât de puțin damage face. Face mai puțin damage decât tur de buff întregă. Eu m-am băgat aici și nu are nimeni spot să tragă după mine. Stăm cu tonul în direcția altă, în caz că mai vrea type-ul ăla să facă manevră. Bec 263, dă cu aia exploziv. Aia s-ar putea să fie o problemă. Nu, am prins prost. Gaură. A ajuns eu 100-le acolo, nu l-am văzut. Bă, ce precizie artilerii astea, pot. Dar știu de unde a tras ăla, de acolo, din dreapta. 200 damage. Artileria vrea să piardă vremea trecând după mine. Să piardă vremea trecând după mine. Unde stă ăștia de obicei? Acolo? Văd un copac care a căzut.
Păi ia cum am zăbăsc e fereastra acolo, acum fac eu mai spre fereastra în caz că faci și ceva. Tine. Acolo e artileria. Poate trebuie să-mi iau spawn liner la cât de agresiv joc. Poate. Speranța nimeni nu-i stai, cred că e băgată prea bine. Prea-n valea pe loc. E 4, tai 5. E 100. Mă rog, panzul, dacă vrei, mă bag în tine. După ce tragi, cred că trebuie. Acum, dacă ăla vrea să iasă, o să dau eu primul în el. Dacă-l văd, e posibil să nu, dar e mort. E mort? Cum treacă l-am murit? Ia să vedem. Hâța, 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 hâța. Și înapoi. Suntem spotați. Nu. Hâța, hâța până în partea asta la altă. Și ieșim aici cu fața un pic. Nu. E un bun avânt, atunci mergem la următoarea clădire să putem eu 100. Sperăm. Hăța, 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 hăța cu căruța? Nu, no, am stat acolo, în fundul hărții. Nu, no, să-l slași de peste loc. Sunt cam vreau să ajung foșul. Cu foșul. Snapshot-ul ăla ăsta e cam oribil. Și nu-l văd, că nu știu, toți s-au înghesuit acolo. Problema e că dacă văd E100-ul ăla, mă vede foșul. Aia e o problemă, okay, așa că stau aici, mă, de grabă. Ca să nu mă vadă E100-ele. Mă duc să-i apăr curul la Jagdpanzer. Dă-te-n față, dă-te-n față. Nu-l văd și s-a expus ca dracu. Unghiu, unghiu spre aia care o să tragă după noi. Să-i știu pula. Ok, riscant, dar am vrut să-i acoper curul ăsta. După s-a întors ăsta, de exemplu. Și-o da cu gold-ul, idiotul. Din fericire pentru mine, o da cu gold-ul acum. L-am murit pe ăsta, pot să mă dau mai în spate, să nu mai fiu lângă ferestrele, în caz că cineva vine să tragă în direct după mine. Dacă mai e cineva care poate să tragă după mine. Hello! Am un Jagdpanzer acolo, nu fac griji. Teoretic. Cum? Cum pizda mătii? Da, m-au găsit eu o gaură în pizda măsii pe acolo, da. Da, pula în el. Au găsit o gaură pe sub tunul ăstuia și gata, au reușit să tragă. Cumva, când ceva bullshit de World of Tanks, că regulile nu sunt cum apar ele în realitate, știi? Au hitpoint-urile ciudate, hitbox-urile ciudate. Timpul e invizibil? Ha? Cum adică timpul e invizibil? Nu înțeleg ce vrei să zici cu aia, să fac dublă și păcat asta. Ah, timpul ăla, da, mi-am adus aminte. Mi-am adus aminte ce am zis. Oh, uite, encounter! Ce mișto! Și în partea asta m-a pus.
Ce mișto. Nu. Să fac counter aici, că de ce nu? Da, dita mai monstruozitatea se ascunde în tufiș. Bine, am explicat de multe situații de ce tufișurile nu aș funcționa așa în realitate. Da. Realitatea și World of Tanks n-au legătură, la fel cum inteligența și Belorusia n-au legătură. Da, trebuie să fac efecte. Hai bă, în pizda mătii, n-ai ochi în cap. Nu te uiți, nu. Zi-zi, uite. Dramne, pe ca mulți dorm. Ok. Ai încă picioare, interesant. Ăsta chiar n-au artilerie acolo? Ai, dacă n-au artilerie atunci... Te-am după alții, care se poate, care nu se poate. Să fiu atent să nu-i dau un cur la FV-ul ăsta cu care... Capabilezi. Să mă dau mai așa. Tot nu pot să dau după el. Am elevația prea... N-am bolta prea bună, asta e ideea. Asta vreau să zic. Și nu găseam cuvântul. Okay. Până ne uităm. Până încărcăm. Hai, nimic. Chiar e posibil să n-aibă nimeni acolo. Nu, e posibil, e imposibil să nu fie niciunul de lor acolo. S-a atât de convins că e... Ia, uite... Degeaba văd dacă îți crede prost. Poate o căzut de prost și nu a realizat că-mi tragi după el. Poate zice că l-a notat pe cineva de sus și abia l-a căzut. A fugit? Acum dacă era acolo, probabil i-am zgâriat băpseaua. Ah, nu pot să dea... Sau chiar l-a nimerit. Sau și-l-a dea mijloc la altcine ai putut. Fuck it, am ce să mai fac aici. N-am boltă ca lumea să dau după dealul ăla, dar... Să dau după ceafe. Sau... Nu mai contează, pot să dau după Crusader. Crusader. Crusader e mort, curatat. Ăsta, în schimb, o să meargă la atac încărcat. Nu. Nu-ți trebuie ție, așa ceva. Și aici nu pot să dau... Nu pot să dau, e timpul să fugim. Și idiotul ăsta încă doarme. Eee, mișto cu bărtul. Să tragi pe aici. E rus, ce vrei? Cine e rus? Cine e rus? A, TD-ul ăla, da, poate. În zi. Nu prea. Nu prea, nu m-a poziție de căcat. Da. Poziția asta că... Prea târziu. Ăsta cred că vine pe noi. Așa că l-așteptăm. Sau să încerce să vină înspre noi. Mortis. Nici nu s-a uitat la noi. Și venim pe aici, facem dreapta, vedem unde e Sherman-ul ăla. Sherman-ul ăla e la premium, nu? N-are troll-ul pe el, corect? N-am făcut mare lucru, dar asta e hard. Sherman-ul. Și să nu ne grăbim cu snapshot-ul. Un shot aproape de el trebuie să-l dăm și lans nu-l arde. Dar cât dacă are troll atunci, ca să ne panicăm și suntem pe lângă. Citeam chat-ul și nu l-am văzut pe ăsta când a sărit în fața mea. Ai dat splash în momentul unde l-a zzzz. Poate, poate. Da, poate.
Nici aia pus. E acolo sus! Pula. Victorie! Din două shotgun-uri am făcut. Te așteptai să mă găsești aici, leopardule. Ce putea mai bine, dar nu pe harta asta. O să fac echipajul ăsta într-o zi cu sare. Ok. T49, n-am făcut dublă cu T49, nu mă interesează că T49 bulldog-ul ăla face în grind, dacă îți facem grind. Toolbox, am deodată multe toolbox-uri. Fie. O băgăm toolbox-ul. Asta, dacă tot vreau să joc agresiv cu el, îl băgăm acum, 10 gold am din donațiile generoase ale altora. Am 678 de gold. Și au trecut 2 ore, tovarăș. Încă mergi. Obiecte 263. E unul din motive pentru care încă merge, încă mai dau. M-am amuzat cu el. Hai, rămâne. Suntem scouți cu revolver de căcat. Dar asta este. Ups, mă scuzați. Bun. Naționalitatea nu contează la prostii. Sunt mulți proști în jocul ăsta de toate naționalitățile. Nu doar. Nu poți zice, e polonez, e rus, e prost, e jucător de WoT, e prost. Până la dovada, până dovedit contra, toată lumea e proastă în jocul ăsta. Lăsați-mă că mă duc eu, eu pot. Da, trebuie să dau grind serios cu ăsta ca să iau, să deblochez porcăria înainte să o fut ăștia. Am venit să colindăm, ăștia n-au scaut pe aici. Hello, prea târziu. Pune frână înainte să trecem acolo. Îi dăm și noi una. Enemy armor is hit. Prea jos, dar stăm cu ochii la el. Te prind eu într-o zi cu soare, vezeule. Manevre mai diferite pentru că artilerie. Ne uităm cum artileria noastră nu dă după IKV-urile alea. Ce se dea? Sări pe BZ-ul ăsta. N-am încredere. Dar pot să nu ies afară. Pot să nu mă expun la IKV-uri. Poc. Ușor cu revolverul. Foarte. Hello. Tu n-ai depresie să faci ce vrei tu să faci. Dar poți să încerci. De-aia mi-e și prea mult și după aia am pus până prostă. Încă zic aveurile acolo. Eu nu mai am backup, în schimb. Dacă ăsta iese pe mine, mă rupe. Și iese pe mine. Ok. Vrei să ne batem? Ne batem. Dar nu așa. Whoop. M-a lăsat singur, s-a băgat toți lor și nu m-a rămas nimeni în spate. Special ăsta. Cu T25-2. Trebuia să fug de acolo, când a văzut că sigur ceva să fug. Să mă bazez, idioți ăștia poate să facă treaba. Nu, idioți ăștia nu fac treaba, că sunt idioți. Logic, Valora, dacă sunt idioți, nu o să facă treabă idioții, că sunt idioți. E natura lor de idioți să nu facă treabă. Cred că mai stau doar o oră, din păcate pentru voi. Doar o oră. Ok. Winterberg! Cum e posibil așa ceva? Și da, vorbi cu cea că T49 trage bine cu turnul ăsta. Nu. VZ-ul, nu VZ-ul. T54 Light-ul rupe T49-ul. Îl rupe, îl măcelărește. Și e mult mai rapid și e și cam mai bun.
sputează mai bine. Da, nu, asta se întâmplă când pui, scoți tankuri din cur. Și ești vecin cu Rusia. Russian OP. Nu chiar, zilele astea nu chiar, cu toate că se trei rămâne unul cel mai bune tiro 8-uri. N-are blindajul ăla prea trolley. M-am dus degeaba aici, că nu-i nimeni să tragă în ei. Hello. Mă nimerești cu trollul? Mă nimerește cu trollul. Da, clar. Mă nimerești pe controlul din mers. Care 0-6 precizie, bă. Da. Dacă nu-i nimeni aici să-i sputez, de ce dracu să stau aici? Pentru care să-l sputez? Ai nu și stă să sugă pula în spate. Am artilerie, în schimb. Trăznești tu să scoți scăfălia ta de troll. Au artilerie. Jorca căcatul ăsta e mai precis cu trollul din mers decât cu tunul bun, cu tunul precis când stă pe loc. Că de RNGesus. Staturi de-alea magice. Eu dat după Emil și m-a nimerit pe mine, probabil. Probabil, sau m-a văzut E49. Ai uitat de Defender? Ce Defender? Unde? Cum? Nu înțeleg ce vrei să zici că am uitat de Defender. Fii mai specific. Sau mai... vreau să pune întrebări... întrebări. Postează mai repede să fie pe moment. Cu ce vrei să dau tovarăș? Că eu nu mai am idee cu ce vreau să dau. Bishop. 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 De tot am băgat XP, poate scăpăm de el. Da, mai eu nu pun... Dintr-o dată m-a luat așa o oboseală cronică. Eu nu pun la socoteală toate porcăriile premium pe care le scot ăștia de fiecare dată când vor să facă încă o cruță de bani. Și la care pun botul toți. Uite, în deal e un bishop. Că nu poate să tragă de parte bishop-ul. Interesant, teoretic, sus în deal. Ar trebui să avem mai multă rază de acțiune în jocul ăsta, nu știu cum așa ceva aproape sigur. Pentru că este mai sus, înseamnă că proiectilul poate să-l trească un pic mai mult, deci rază ar trebui să fie un pic mai mare. Dar vorbind de World of Tanks, din nou, realitatea și World of Tanks n-au legat. Sunt în cer, atât în cer. Panzer 4, de ce vrei să faci asta? Eu sunt de Panzer 4, nu bătăie de tier 6, o să mă duc sus în deal. S-a răzgândit. Să încerce să mă împingă, ok. Ok. THX. Adică mersi. I'm slow. I am slow. So slow. Taca, taca. Să dăm acolo? Trebuie să putem să dăm... Nope. Nope. Nu te poate da acolo. Acum, la cum am zis, IR slow, de parcă eram IR cu mult la mâncătere de toată. Posibil. Joacă bishop-ul. Se poate trage acolo. Ia mă și mă! Dar nu pe ăla de tier 6, bineînțeles. Unde e ținta mea? Unde duce proiectilul? Dar au murit toți, erau, dar nu știu de ramas. Foarte trist. Foarte, foarte trist. Înainte să fugă. Bun. Trei clicuri de ajuns. E prea departe. Caveule, vin așa, perfect, dă-te mai în față.
Ia niște lemn caveule, ok, se întoarce de ca un... Cum scuipă artileria asta. AT-8. AT-8 e mai periculos decât un KV-1 în bătrieti. Așa, să fie AT-8. Da, văd și un 8 acolo. N-ajung până la ziua 8. Se mic și n-ajung. Pentru bișa poziția asta nu era. Acum că muri, păcate, muri podul. Hai mă, hai mă, acum că e încetinit de la brâu. Panză 4. KV-1. Repede, repede. Cum am mișcat eu țintă? Am mișcat eu. Exact când trebuia, nu s-a dus bine, nu? Când a trebuit să nimerească, nu s-a dus bine. Încercăm acum să omorâncă mai mulți de ei. Nu mai încercăm, încercăm să ne apărăm. S-a văzut pe ăsta acum. Aaaa, că ar putea să dau ascuns, frate, nu? Vreau să fug, sincer. Nu, 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 te fuz. Gol după sus 100Y când ești tortier. Cât de idiot poți să fii, băi? Atât de idiot să dai cu gol după sus 100Y când ești tortier. S-a întors! Încă nu v-ați hotărât cu ce vreți să vă învedeți pe mine jucând? Avem Tiger P, Borj, Fafă întregere, obiecturi, 212, Bulldog-uri, T25-uri, scoate T25-uri, E100-uri. Mai rar cu tier 10-le decât dacă dau cu 263. Centurioane, Tog, nu cu Togu, nu cu Togu. Distractiv, dar nu cu Togu. T10, care e, da. Light. Bulldog, înapoi cu Bulldog. Ah, nu, am pierdut, oare ce? Ce miracol, cât mai târziu? 160.000 numai. Numai. Stuc 4, nu cu Stuc 4. Stuc 4. Ceva la care fac și eu ceva, dacă fac ceva cu el. Ceva care să facă progresie, da? 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 Să mă anunțați când vă să trebuie să zic da. Da? Da? Da, 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 da. I'm gonna spot there, idiot. Da, nu pot să dau click, să numără. No, până începe numărătoarea nu pot să dau click. Ok, și mai dăm una când se conectează el cu internetul mai slab. Uite, goz. Like progress la echipaj. Nu mă interesează progresia la echipaj. Now și artillerie. Yes, 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 very good. Very, very good dacă n-au artillerie. Iată, nu le mișcă scoitul. Rule, nu te duci unde mă duc eu. Eu mă duc acolo, că puteți să frigi mental în altă parte. Dacă se duce râu acolo, nu mă duc eu acolo. Se duce râu acolo. Nu are rost să mă duc și eu acolo. Râu nu se duce acolo. Rău să duce... M-am făcut să nu mă duc acolo și el să duce să... facă cea mai mare prostie pe care poate să fac un scout. Bravo, mă! Conqueror! Okay. Hello, băieții, vesel? Nimic? Cum nimic, băi? Uite acolo, un T10, așa. Hello, T10. Te uiți cumva la mine? Da, răspunsul este da. Hello! Tenea cu revolverul. Unde dracu să-l zic? De caul ăla mă așteaptă să mai ies. Ah.
acolo, serios. Ai. Așa e o chestie. Mai ești acolo, mai pe cale. Dacă nu, eu o să fac chiar. Așa că mi se rupe. Nu mă gândesc că s-a răzgândit. Stai unde deocamdată aici, în caz că iese eu Emilul ăla cu lateralul. Hello! Tu? Da. Numai Turelei se duce la ăla, mă enervează. Mai ești, mă, acolo? Nu m-am uitat pe hartă, ca un noob. S-au înghesuit toți idioții, nu știu pe o parte, nu știu să tragă nimeni și au și spam de la, o, ești în fața mea, macro-uri de căcați, care le-au toți retarzi, o, ești în fața mea. Heavy-uri japoneză, n-am nimic pe heavy-uri japoneză. Mi se rupe de ăsta, chiar mi se rupe de patronă, nu știu de ce mai dau cu el. E o porcărie, stăm cu 263, facem echipajul. Ne obișnuim să jucăm cu el. O alternativ de-mi face misiuni grind pe T26. Într-o dată, toată pofta de vodka, când am văzut ce retar sunt ăștia, spotez pentru nimeni. Idiot să nu știu să ducă să tragă în ceva. O, oare ăsta o să-i vadă acolo, în lateral? Îmi plac cu chichiță? Nu, ăsta dă blic pe hartă, idioții nici n-au harta pornite ca să vadă prin clătăpare. Agresiv pe stânga. Da! Putem să facem asta? Joc prea agresiv cu ăsta, mult prea agresiv. Mult prea agresiv. Vrum! Agresiv în dreapta, să vine TVP-ul să mă joară ea și singura acomodație. Sigur, aia ar fi o idee genială. Nu, răspunsul este nu, n-ar fi o idee genială. Dar de aș putea să stau în spate, să mă plictisesc. Găsesc un tufistus pe deal și aștept să spoteze cineva tida. Hai bă, în pizda mătii, nu știu să faci curba cum trebuie, îmi blochezi pe mine. El trebuie să facă marea întoarcere, mea. Să vezi că au ăștia echipă inteligentă relativ și nu o să vină mai nimeni aici de la ei. Miracole se mai întâmplă ocazional în jocul ăsta. TVP-ul se ia în gură cu E100-le. 1000 damage lua deja E100-le. Bine, început bun. Obiectul încerca să urce sus. Pardon, faceți loc. Să circulă pe aici. N-are o casă în fața ăla. Nu mă ajută cu nimic. Nu mă ajută chiar cu nimic. Asta e un pic, vreau să trec doar. Să mă dau mai în partea asta unde e. Să văd și eu o sută lor, poate. Înainte să mă spulbere 263 de la ei din partea aștia. N-am depresie. Nenea e 100. De ce am atacat? Când toți ai noștri campează.
Hai, e 100, știu că vrei să arăți curul. Asta așteptam. Uite, un T57 heavy, dar nu-i trece dracu. T7, 4, ghost pe mă. Hai bă că vin, da. Dă-te din fața mea, să nu-ți dau una. Vezi că eu mă întorc mai greu. Poșcu de acolo. Hai că-ți fac loc, Din stânga, până stânga, vede, e mai bună, zic eu. Fute maș în măta, Dark Lerion. Fus tu, Amorac. Strâvui în spate, ha? Fac pula în măta de joc. Oh, îți dă artileria. M-a mințit Warpig-ul că e blindat ăsta. Îți dă artileria 400... Nu, e 4, mi-a dat 500 damage, că e gâfă, e 100, bă. Am așa un pis de mătii de artilerie. Și-ți fute și ammo rack-ul, nu? Da. Că de ce nu? Pa, strângem bani, luăm M103. Cred că o să fac bani, cred că asta ar fi prima prioritate pe care pot să fac. Dar n-am boost-ul de bani pornit, am numai boost-ul de XP, așa că... Pe normal că tu n-ai nimic, dar zic, da, mă, da. Că el m-a nimerit deasupra în loc să-mi nimerească în față, nu? Dar zic, știu că sunt... Nu asta zic, vorbim. Ce mai că mergi să te bagi cu el în față? M-am băgat cu el în față, vă probleme. Dar am ieșit cu lateral la E4 și mi-a futut căcatul ăla de artilerie. 600 de ani. Ne ducem jos. Facem spotting. Și să spotăm oameni după care nu o să tragă niciun de retardații ăștia. Salut, orpigule. Noapte bună, mersi că ai venit pe la noi. Să mă vezi cum sufăr. Să vezi înmormântarea la porcăria de 1224. Odihnească se împace în iadul în care arde. Sperăm că arde în iad. Ia vehiculul ăla și developerul care l-a făcut. Sau developerii, o fi mai mulți care au zis: o, ce idee genială! Hai să facem un vehicul care nu poate să facă nimic. Cine mai e ca noi? Jerry? Atât. Perfect! Nimeni nu o să suspecteze că în cufișul ăsta unde stă toată lumea sunt ei. Deci al nu bulldog-ul ăla care nu-i atent deloc. Nu tragem după el, că după aia ne vede. Noi suntem perfect ascunsi în cufișul ăsta. Din păcate nu trage nimeni după el, că nu știu să stă pula. Ala n-are six sense. Uite un bad shot. Ar trage cineva după el? No! De ce trage cineva după el? Cum adică? Ce trebuie să facem? Ei, 2000 de damage. Trebuie să fii nespotat. Doable. Dând tu fișul ăsta. Dar după aia s-o băga Ru în față acolo. Și o să ia el spotting-ul. Interesant că nimeni de la ei nu a tras după ăsta. Sau nu, nimeni. Poate fi tras, dar la cât de incompetență. Mâna după mouse. Mâna după butonul putregaci. Nu trebuie să tragi tu. Tu ești chiar, tu stai acolo. Da. E o porcărie, s-o 124. Oribilă. Nici nu merită să fie tier 9, un tier 7 poate. S-o 101 era mai bun la tierul lui decât păcatul ăla și s-o 101 era mediocru. S-o 122-44 porcărie, care e mai imprecisă decât un IS-4. Sau un T-10, tunul ăla. Uite, un Yak Panzer. Ți-a băgat repede ăsta, încă 600 de damage, hai vă rog. N-avem altă misiune cu ăsta. Nu poți să te duci tu să suși pula, mă. Trebuie și mie să fac misiunea. Ce-ar fi să te duci să suși pula, eh? Ar fi ceva. Penetration. Yay. Am dat și noi un damage.
Hai să mergem, că au trecut până și TD-urile de noi. Centurionul ăla s-a băgat în așa. Push. Nu, am zis. Am zis, nu. Revolverul, e OP. Și Panzer. Manevre evazive, că suntem încă spotați de ăla. Dă. Uite o artilerie. Nu cred că avem noi șanse să facem ceva. Dar... o să stau aici, să aștept să vine Bashard la încoace. Și să o plantez. S-o ratez enorm de mult. Vrei să vii după mine pe aceatule, că eu te țin spotat, ca să tragă noi în tine. Hello! S-au întors prietenii, nu-ți tragă după mine. Care s-au întors după mine? Centurionul, poate? Cum mă, nu eu l-am spotat pe ăla? Nu eu. De ce nu dai spot mine? Oricum spotat, nu eu. Uite un T10, ups. Mă scuzați, n-am vrut să vin până aici. Da, cred că soluția e să facem pauză stupide. Soluția e să ne ascundem sub poci, după aia să ne strecurăm în tupișul ăsta ca să facem spotting pentru ai noștri. Hello! Tupișul ăsta la altă atunci. Bun? Cred că... cred că mi-am făcut misiunea. Cred că mi-am făcut misiunea. Oh, nu-i nimic în tufișul ăsta, nu, n-are o stea albă pe el, ce-i nimicul ăsta din tufiș, nu. Uite și un T10, uite și un IS-3, dați pe ăsta că e aproape de mine, ăsta e mai aproape de mine. Hello! Surprize! Surprize! Centurionule, de ce ești desițit? De ce vii tu stai cu mine în gură? De ce ești de căcat, centurionule? Crede-mă un pic, încerc să dau în tine. Nu, o dat în mine! Călosul! Brum. Am putea să atacăm, sincer. 1, 2, 3, 4, 5, nu mai contează. A tras ăla? A tras! Nu cred că mai apuc eu să-i fac ceva, dar o tras. Nu, întoarce cu lateralul la e-mail, sigur. Bad shot. A făcut cap. M-a rămas râu să facă cap. 3000 spotting damage. 1700 damage făcut de mine. Și pe un tier 9. Și pe un borș. Și pe un tier 10, chiar am dat în bad shot. Erau bad shot-uri în bătălia asta. Tier 10 nu erau. Cu onori și am rămas și în viață. Orori, cu orori. Fără experiență, 2000. Slot, mi-a dat un slot în garaj. Scout, mă fac. Vezi cât e degetul după trăgaci. Până când trebuie să pui degetul înapoi pe trăgaci. Bun, continuăm. Că până la 160.000, până la 260.000 de XP mai este. 230.000 de XP. Uuuu, partea asta, encounter, buu, buu, miu, encounter. N-am încercat niciodată să mă duc în stânga, să văd dacă am să-mi chase pe acolo. De obicei n-am, dar hai că nici, nu, poate, dacă nu eu, cine? Nimeni, dacă nu eu, nimeni, ok, trebuie să rămân în viață atunci. Zici că te duci tu acolo? Conume, eu n-am încredere în tine. Că îmi faci tu suport dacă mă duc eu acolo. Dar hai că încerc. Pentru tine, să nu zici că sunt eu băiat rău. Să stau un pic așa. Uite, un bad shot. Hello! Eu cred că o să-ți fac ram ție.
Asta e încărcat? Cum dracu' e ăsta încărcat înaintea mea? Și mi-a luat loader-ul. Fii atent la el. Cum e ăsta încărcat înaintea mea, jocule? Nu știu ce am urcat după a fost. Cum pula mea e badshot-ul încărcat înaintea mea? Cama și în el de joc. Oh, băi, știi ce? Oh, i-am luat proiectilele la M41, dar am uitat să-i rezolvăm reload time, că... Eram preocupat să ne sugem pula unul altuia în birourile din Cipru. Ta-da! Ne? Mhm. Păi nu, e râs de retardații de la Wargaming, mă, iau. Au inteligență de ăsta. Haide. Da, măi, că 4 sau 6 e mare diferență între ele, atât de mare încât ăla poate să le încarce când eu mai am jumate din timp de încărcat, nu? Da. Sau știu și eu, poate că e o porcărie OPS Code 9, nu? Care n-a avut timp să fie nerfuită. Poate de-aia a încărcat la mai repede decât mine, nu? No? Eu cred că aia e motivul pentru care a încărcat retardatul la mai repede decât mine. Că retardații de la Wargaming habar n-au să balanceze ceva și nu intenționează să balanceze ceva, că altfel proștii n-ar mai dea bani pentru conversii de XP ca să ia ultimul tank OP pe care abia l-am scos, care o să fie nerfuit în 3 ani. Că noi suntem, muncim din greu. Noi muncim din greu la Wargaming, constant din greu, ne sugem pula unul altuia în birou și între sesiuni de pus mâna pe headset, eventual lucrăm ocazional la server. Poate. Doar avem multe tankuri primul de scos, deci alea prioritate la fixuri, nerfuri, buff-uri, da. Balansă, balansă, ce bă aici? Joc de multiplayer competitiv? Tu trebuie, dar cine trebuie balansă în World of Tanks? Balanța e pentru, știu și eu, Counter-Strike. Da, Counter-Strike e un joc cu mult mai mult jucător decât ăsta. Și e și plătit. Nu, hai să vă lădăm, da. Da, Legend, League of Legends și Dota sunt jocuri care au o scenă competitivă adevărată. Uite-o ce trebuie. Uite-o un grill. Mai eu dau un ăsta, dă-i tu un el. Hai mă! Grillule, vezi că... Vezi că dă cineva după mine de partea la... Nu spart-i al casa? Nu știu dacă am spart-i al casa. Ce-ai dat tu? Hai că-ți fac loc, fac loc domnul, nu. Ia uite la el. Ia uite la turul meu, stab shot meu. Aim timing că am făcut doar. Ce mă mai e acolo casă? Un pentru mult. Ce-ai de gând să faci tu cu gold-ul tău, mă? Să ratezi grill-ul. E bine. Totat. Așa. E, cinciule, de unde pizda mă din fărți? Da! N-am văzut pe fază, mă, te-am dus pe cinci. Ți-ai băgat high explosivul, băi, retardule? S-a băgat high explosivul, retardul. Altul cu high explosivul. Mă, n-ar intra deloc. Hai, dă iar cu high explosivul tău. Pizda măsii de gold spammer. Bă, dar n-a intrat mouse-ul ăla deloc. Eu nu mai stau să-mi iau damage de la căcatul ăla de gold spammer. Ce pizda mă te faci, mă, eu, cinciule? De ce pula mea stai aici? Cine trage în tine? Imbecil care ești. Fute-mă așa în snapshot-ul mătii. Și bineînțeles că îmi dă foc a doua oară. IS-4.
Probabil, da. Bineînțeles că mi-a luat două focuri în același match. Și bineînțeles că căcatul de retardat de gold spammer, super OP-ul japonez scos din curul colectiv al Wargaming-ului, după o sesiune de sub pula și dat cu capul de pereți, îmi dă 400 damage cu high explosive și foc. Că high explosive trebuie să facă și foc. Atât decât e muniție premium, nu contează, nu? Regulile jocului nu se aplică la muniție premium, nu? La gold spam? De ce se aplice? Așa ceva la gold spam. Du-te, bă, dacia! Da. Cred că terminăm și mai scurt de 3 ore, nu mare. Prostie multă în jocul ăsta. Multă prostie în jocul ăsta. Și mi-e un somn. Eu sunt idiot voi. Mergem în dreapta și după aia mergem în stânga și după aia facem stânga-dreapta și după aia slalom și întoarcere și înapoi și în față. Și nu pe drumul ăsta, că aici avem TD-ul de toate. Dăm așa în caz că să uite cineva acolo și speriem. Și ne uităm pe hartă, vedem că nu avem nimic ca suport moral sau măcar de tunuri. Așa că facem hello, sunt eu, Picasso și facem stânga aici repede. Și am fugit. Ne-o spăta ceva acolo, era un TD magic. Probabil un gozi invizibil și ne-am răzgândit. Yep. Iau. Și sărim pe T20 ăsta. E dacă nu noi cine, Emilul ăsta e incapabil. Uite, în T49 pe partea alta. Da. Nu. Dar vine amicul lui de T20 ăla. Și eu prefer să dau un ăsta. Te mai așa întâlnim. Doi idioți care nu știu să tragă. Doi idioți care nu știu să tragă. Ei. Fantastic de greu botul ăsta. Nu știu când oamenii dă bani să joace prostia asta. Și că am câștigat-o pe aia. Ia uite, m-am câștigat-o pe aia. Unde e mă retardă de gold spammer? Să vedem ce stats-ul are retardul ăsta de gold spammer cu type-ul lui. Oh, nu mă aduc dive down și gold. Habar n-au te pun la weak spot-uri, am văzut că n-au intrat. Am dat 2-ul. Nici 50% n-are prostul. Slab, dar se vede că dai cu gold spammer. În caz, gold spammer e probabil un retard de 46%. Care numai cu gold-ul își crește statisticile. Ei. Fără artilerie. Batch at the schimb. Nu putem să urcăm sus, dar putem să nu lăsăm base. Man. Nu putem să nu lăsăm că n-avem damage să-i speriem. Să gândesc că da, mărit să-mi iau 500 damage. Mă scuzați. Deși așa că am vrea să joc niște Divinity după aia cu Lavris. Poate termin mai repede doar ca să joc Divinity. Să-mi spăl seara de căcat asta de lot. Prea mult căcat. Ram. Hai mă, T60 de ore. Hai mă, știu că ești încet, dar hai. Talent. Udezi, pe loc, mersi. Conqueror, nu te băga că nu poți. Te-am mințit Wargaming-ul că ești ora mobil, dar nu e adevărat. La deal urcă cam greu. 50B pe stânga. T49 care urcă pe deal de pe. T54 lai. 30. Ce caută 30 acolo? Nu știu ce caută, dar caută. LTTB-ule, ca frate diverse, de ce ești tu la gaură? Când tu n-ai blindat să stai la gaură...
Ia mă, laipule, termină câte patru clonul ăla. Că tu poți. Hello! E cineva pe aici? Unde era ăla acolo, era? Acum mă fac că nu știu unde e. Crezi tu. Din păcate de 62 nu-ți tratează. Și din păcate de 49 le-a închid viața laterală. Hai băiatule, ce crezi că faci tu aici? Da, da, fără gol tu nu faci nimic aici. Stai tu calm. Eu n-am depresie să fac ceva. L-am văzut. Timpul să omorâm un revolver. Sau nu? Că moare ca prost. Leopard, carnivorul încă pe aici. Strâvul s-a întors. Strâvul s-a întors? Mai strâvule. Nu te-am învățat eu minte odată? Ești un bachat acolo. Nu sărim în jos bachat? Cum nu văd bachat dacă acolo? Nu-l vezi pentru că nu-l vezi. Magie de what? Ne întâlnim din nou! Ne scuze un pic. Să mai întâmplă probleme de genul. De ce faci asta tu? Explică-mi asta, sunt curios. De ce crezi tu că poți să faci asta? N-ai refăcut deloc, sunt tier 9, 10. Ți-am rupt complet fața de fiecare dată, dar tu nu. Tu faci treaba. Crezi că poți să faci... m-am prins ce vrea să fac. Ok. Oh, nu, o dată mine. Surpriză. Ai mei m-a lăsat baltă. Ups. Help! O da buton de help. Bun, iasă pe acolo. Ușor peșit un lateral. Nu ai problema să nu-mi vadă lateralul. Când o să ies aici la hull down. Ah, uite un leopard. Bad shot-ul. Mai ești pe aici cu noiule. Nenea gunoi. Au, pe aceea numai aici. Leopardul nu se uită la mine, strâbul face tâmpenii. Te-am văzut, leopardule, stai tu calm. Dar n-am șenilă. 15 secunde. Poate nu s-o prind strâvă. S-o prind strâvă. Parce! Repede. Nu contează, m-am murit toarză de tier 10. Da, ok, l-a vrut să le fac asta. Dacă-l nimeream pe ăla, nu mai am mai la seasă. Cât ai cu ceasul? Greu, Otto, greu, foarte greu. Dar, în schimb, da, 263 merge bine cu ei. Jocule! Da, nu, jocul zice, na. Oh, e 11, deja sunt 3 ore? Ok. Dăm una cu light-ul și gata. Terminăm pe ziua de azi. Bine, 11 aproape, 11 fără 3 minute. Avem una timp. Obiect 263?
foarte distractiv, îmi place. Ar putea să fie un pic mai bun, dar comparat cu porcăria de 122-54, e un monstru. Damage-ul la tun e cam slab, rata de foc nu e atât de bună pe cât ar putea să fie. Dar merge, n-are depresie, dar merge. Se întoarce bine, are mașalier bun. Snapshot-ul e oribil în schimb, weird. Și că nu suce deloc din când tragi fără să pui țin de acolo, nu suce deloc bine. Sau posibil să fi avut eu o zi proastă, dar mă îndoiesc. Ce misiune avem? Spotează vehicule inamici, cauzează damage 2500. Trebuie să fac eu damage sau pluton. Ia, și atât. N-avem misiunea asta, pus-o înapoi din greșeală. Poate. Credeam că aveam deja misiunea asta, sau mă uitam de greșeală la alta. Faceți loc, eu sunt scout, băi, lăsați-mă, bă, faceți, da, loc, băi, tu cu camuflajul tău de noob, ce ești? Cum să arăți că ești noob, spui camuflaj pe tank? 5%, băi, 5% s-a lună, lucrează, nu? Și frână! Ia uite-l! Fuck, l-am tratat! Am vrut să-i dau una așa, din start. Au și artilerie. Dar n-a fost să fie. I-a dat ăsta una, hai că vin și eu să... Dacă idiotul ăsta vrea să stea aici... Unde suntem numai noi? Cum l-am arătat acolo? Bine că au trei artele, deci toate trebuie dat pe gol. Moșinii mele, știi? Ah, well. Putea să sar pe el, dar e revolver și mă pute. Așa că nu sărim pe el. Toate că revolverii trebuie să moară. T-44, nu? Bine că în lor nu se prind că suntem doar noi aici. Dacă s-ar prinde că suntem doar noi aici, ar veni pe noi. Dar trebuie să tragem în ei, că altfel după aia se prind. Goză! E așa o chestie. Hai, ratat! N-ai cu cine, uite-și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Șapte de-ai noștri s-au prins de doi de-ai lor. Retardați. Junior Tiger. Arnea Gozu. Uite o Lorena. Pe care o ratez. Bea jadule, pe unde mai ești? Am uitat complet de Yak Tiger, da, complet! Complet am uitat de Yak Tiger, da. Brum, 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 mai am 24 de HP, e bine. Mă, dacă artilerul lor va fi deșteaptă și nu ocupată cu alții, mi-ar da un shot și m-ar termina. Fuck! Unu, doi, un tier 10 și un tier 9 i-o opri pe toți idioții ăștia noștri. Bă,
Cehoslovacule, faci de rușine toată națiunea la cât de prost joci. Că-ți ia un secol să termin un tier 9 și un tier 10. Și pierzi tot HP-ul în proces. Tu ai cam urmat să arăte bine, da, să arăți că ești noob. Dovedești, uite, sunt noob. Sunt noob, am camo! Am camo, sunt noob! N-am mai dat de mult cu ăsta. Ce drept! Dăm una cu scoda, încă una cu scoda și gata. Gata! Terminăm puzzle-ul ăla, 3 ore cu toți retanzii ăștia care apar n-au să joace, care nu sunt stare să împingă două tankuri inamice când sunt 7. Iar două artilerii. Unde să ne ducem noi? Ha? Putem să ducem de al? Am putea să stăm pe dreapta să ne asigurăm că tot ce e sputat moare cu precizia noastră de cred. Pe bine ești cu ăsta? Ha? Cum adică e pe bine ești cu ăsta? Nu înțeleg ce vrei să zici. Mandata, bă, hârbule, bă, întoarce-te! Până și porcăria aia de tier 5 se întoarcea mai bine. Da, rămân copaci, ce se poate întâmpla? Să uită cineva după copaci? Nimeni nu se uită după copaci. Observați că eu sunt tier 7. Și avem numai tier 7 aici. E bine. Numai noi, fără scauți, hă? Rudy! Rudini! Manuel! Băi, Manule, tu ești! Manu al meu nu-i place să zică Manuela. Mai cum am zis Manuela sună foarte ciudat. În sensul de Manuela. Uite ceva ce nu pot să penetrez. O să trag după el, că de ce nu, dar are casa acolo? Nu cred că are casa acolo. Vieca. Vreau să mânca, dar ok. Nu faci penetra, eu las. Ok. Da! Te 29-le, ce-i cu tine pe aici? Hai, te las, dacă vrei să tragi, te las. Să fac loc, dragă. Îmi știu locul meu de tier 6. Să fac 100 damage pe alt tier 6. Ocazional. Hello. Bineînțeles că nu mai iau șenile într-un shot. De ce să iau șenile într-un shot? Nu să mai iau șenile într-un shot acum, zilele astea, da? Rudy, a ieșit? Are bolovanul acolo, Rudy. Unde e cam ăsta? Freacă mintea. O să vede purela? Cât iau să te damage pe shot? Nu mai arde cât încă 6 shot-uri și gata, moare. Cât 7, că după aia mai trebuie un shot pentru 18 HP. E de plâns, de-a dreptul. Unde fugi tu? Dai, rupe-l. Nu. Băi, vecaule, nu îndrăzni. Te provoc să îndrăznești, băi, vecaule. N-ai tu curaj să scoți căpățâna. N-ai curaj. Păpariu că n-ai curaj, trebuie să mișca așa. Se vede că s-o buzi când nici nu mai realizez că se mișcă și vorbesc așa în plus și după aia fac, oh, stai că s-a mișcat. Cu ochii la el nu l-am văzut că s-a mișcat. O ieșit ticălosul. Dar nu-s puțin tapus. Are prieten ticălosul. Un crocodil. Păi știu că copacul era evil, dar totuși. Cromel! Hai că nu mai e nimeni aici. Jesus, ce de cromelul ăla.
Hai mai că nu mai nimeni. Vai, car, până iezi grobul nu mă pot să-mi car, nu știi. Și dacă ea vor să facă cap, să facă cap. Nu se rupe mie că vor ei să facă cap. Mai îndrăznești? Mai îndrăznești? Mai îndrăznești? Da, da, s-a pregătit să tragă în direcția ta generală. Rommel VZ, Rudy, T29, artilerii. Ne-ne. Am îndrăznit! Hai să ne urcăm noi sus, să dăm de la înălțime în el. Tan, tan, tan. Încercam să-l imit pe Mickey Mouse, dar voi n-ați auzit Mickey Mouse ăștia cum trec. Nu știți vrea cum sună Mickey Mouse. Și unde era cu imitaimul pe Lana? Lana era mai mult că... Ia-o-ți bă la el, ia-o-ți bă la el, ia-o-ți bă la el! Așa era Lana, nu? Și râsul ăla poate, da. Acum, acum că ai spus specificat asta, da, râsul ăla poate. 1, 2, 3, 4, 5, fuck it, hai că mă duc. Dacă nu eu, cine? Nu mai duc, m-am răzgândit. M-am răzgândit, nu mai vreau să mă duc. M-am convins, am văzut că T29 a murit de la un VZ invizibil, nu-i treaba mea să mă duc acolo. No. Dacă nu știi, continuă să frea cementa pe acolo, TD-ul în fundul hărții, că e gos, dar totuși, TD-ul în fundul hărții. Chiar dacă se poate, uite-l. Pot, în schimb, să vin în lateral, să-i dau lui. Murăm un tir 8. Să penetrăm un tir 8 până la crau. Pune ținta, pune ținta, pune ținta, pune ținta, pune ținta odată în pizda, măi. Ah, s-a întors. Ah, nu, vine pe noi. Nu mai vine pe noi. Ok, a făcut reset artileria noastră, bravo lor. Eu sar pe VZ-ul ăsta. Ăsta nu știe ce se întâmplă aici. Mi-a luat damage de lateral, oarecare-i problema. Ce se putea întâmpla? Tărâm. Tărâm, cromelul de tempis, da mătii. Tărâm, da, asta am văzut. L-a notat. Să pune ținta pe tunului. În loc să pună pe mijlocul tankului, consideră mijlocul tankului unde și tot. Cromel. Ce pula mea faci tu? Știu că ai un prieten în spate, dar dă-o în pizdă. Nu, nu, asta trebuie să-l omorâm. Sau putem să tragem pe lângă el. Ticker Max, hai să se vrei cu ăstea. Suște pula, Ticker Max! Am să eu pula lui Ticker Max, se pare. Hai că de mai înte. Da, mulțumesc de vizionare, tovarăși. Sper că v-a plăcut suferința lui Palora în vineri. Că... De ce trebuie să faceți? Că voi ați votat să dai o vineri stream, da-ia. Pentru voi sufăr eu în fiecare vineri. Sper că v-a plăcut setul. Mulțumesc de vizionare. Ne vedem data viitoare. Vineri. Data viitoare sau eventual când se mai fac stream-uri în altă parte. Poate că nu. Între timp, YouTube-ul știți care este. Bla 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 bla. Oh, seară bună, cum a rămas ceva de iau. 40 de minute și un weekend plăcut, tovarăși. Ne vedem. Ne mai auzim. Se pun muzică de extra. Gata cu Yoku. Și bla bla bla, exact. Și bla bla bla. Adică știți toate astea. Nu uitați să dați like, share, subscribe dacă v-a plăcut ce ați văzut pe YouTube. Un follow dacă vă place ce văd aici. Bla 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 bla. Autopromoție. Ar trebui să o fac mai des, că voi uitați, dar, da. Și terminăm cu aceeași muzică cu care am început-o. Nu, da, nu, da, am căcat.